Serus, astăzi doar dragilor, știu că nu există cuvântul ăsta în limba română, dar asta este, să mă acceptați așa cum îs. Tot ce vă doriți. La mulți ani, sănătate, fericire și mai nou și pace. Trebuie să ne dorim pace în ultima vreme. Asta, cam la nivelul ăsta a ajuns planetățica asta pe care trăim noi acum. Trebuie să ne urăm pace. Nu, noi ca oameni așa, având în vedere că avem cam tot ce ne dorim pe planeta asta și am putea trăi foarte liniștiți, fără niciun fel de stres, am ajuns să ne urăm pace. În fine, doamnelor, încă o dată tot ce vă doriți. Mulțumesc foarte mult celor care ne susțin pe Patreon și domnilor, le mulțumesc, dar mai ales domnilor astăzi, că astăzi e ziua lor. Și cam atât, e prima oară în care, prima oară când încercăm o emisiune live, pe care după aia o să o punem pe YouTube. Deocamdată doar cetățenii de pe Patreon pot să o vadă, sper că pot să o vadă acum. Suntem încă niște mici teste aici, am avut niște mici orori. Se pare că le-am rezolvat, o să vedem. Știți, ca și în bancul ăla. Dacă mere, mere. Deci, încă o dată, doamnelor, vă pup, pace, haideți să facem cumva să fie bine, să-i dăm drum muzic. Hei, să începem, nu-i așa, cu minunatele știri a săptămânilor care trecură, că știți că n-am prea făcut în ultima perioadă, că furăm ocupați cu mon frer, cu războiul și cu ce se întâmplă aici în țara vecină. Și prieten, aș îndrăjni să zic. Și am sărit o ediție, de-aia avem astăzi, așa cum se poate observa și pe ecran, ediția 8 și 9. Hei, de 8 martie 8 și 9. Anume am făcut. Bun, să începem cu Clujul, că aici aproape la noi, zice, parcare la un spital în Cluj, mai scumpă ca New York. Medicii și angajații au parcare gratis. Și zice și ea. Spitalul Clinic Județean Cluj are cea mai scumpă parcare din România pentru pacienți. Pentru angajați este gratuită. Cea mai scumpă parcare din România este în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Pentru 3 ore am plătit 220 de lei. Recunosc că n-am citit ce scrie pe tichetul de parcare. New York pentru 24 de ore plătești 50 de dolari. Pentru 3 ore femeia a plătit, nu e așa, 200 de lei. Avem imaginea în, nu e așa, în minunatele noastre ecrane și se vede foarte frumos, 220 de lei pe bucătățică. Intrate la 12.35 și la 15.38. 220 de lei. Da, o să vă citesc un pic și vă explic despre ce vorba propoziție, că am avut niște experiențe similare. Și zice așa. Angajații spitalului nu plătesc parcare. Au fost amenajate un, țineți-vă bine, un număr de 12 locuri pentru vizitatori și 264 de locuri pentru angajat. Are rost să vorbim din nou, are rost să povestim ceva despre țara asta în care noi trăim aici? Bătaia asta de joc de țară în care noi trăim? Deci la un spital din România unde tu te duci să primești serviciile pentru care tu ai plătit, că tu în țărișoara asta plătești pentru spital. Nu-ți dă nimeni nimic moca, înțelegi? Angajații spitalului care au 264 de locuri de parcare, da? Nu plătesc nimic. Bă, eu nu zic că ar trebui să, nu mă înțelegeți greșit, nu stăm pic. Că n-ar trebui să plătească oamenii, eu înțeleg că n-ar trebui să plătească. Bă, dar nici n-ar trebui să parcheze acolo. Înțelegeți ce vă zic aici? Și fără să fac niciun fel de discriminare și fără să fiu rău. Mon frer, în nicio țărișoară de pe planetățica asta, angajații la buget nu au locuri de parcare gratis. În afară de România. Mă, poate nu mai fi ceva țări din astea comuniste. Înțelegeți ce vă spun eu aici? În toate țările din jurul nostru, angajații vin cu mașinile, cu mijloacele de transport în comun la servicii. Înțelegi? Sau li se amenajează o parcare mai încolo. Sau li se pune un autobuz la dispoziție. Mon frer, unde stați? Acolo și acolo și acolo. Ok, dimineața trece un autobuz la ora 8 și vă ia pe toți și a fost să avem 260 de locuri de parcare pentru oamenii care sunt chiar bolnavi în spital. Și o să vă spun eu de ce sunt foarte indignat și mi se pare o mizerie ce se întâmplă la spitalul din Cluj. Eu am fost cu soția mea care a avut un accident și a rupt piciorul. Și ne-am dus la clinica unde să... Mon frer, e ortopedie sau ceva, nu știu, mă pricep aici. Habar n-am, nu știu, n-am umblat, nu sunt umblat în spital. Nu sunt umblat pe multe lucruri, astea e altă discuție. Bun.
Și ne-am dus la clinică după o lună de zile sau nu mai știu, două luni, trebuia să mergem la o vizită. Femeia nu putea să meargă pe picior, că avea piciorul rupt, aveam picior mon frère, tijă, din titan. Vă spun altă poveste, altă dată, mai șmecheră. Cum ne-am ales cu tija care trebuie schimbată în ultimul moment, că și-o dat seama că nu-i bună, trebuie cumpărat alta, știi? Mizerii din astea, jeguri din astea. Ok. Bun, deci să revenim la discuție. Ajung la spitalul de ortopedie, paznicul, jegul de uman, scursura de jeg care era acolo paznic, da? Nu mă lasă să intru cu mașina în curtea spitalului și zic, băi, tâmpitule, îs cu femeia cu piciorul rupt, până la ușă acolo am de mers 200 de metri, n-am cum să o duc. Dom'le, nu mă interesează, n-aveți voie să intrați. Bă, lasă-mă să intru în minut, nu stau cu mașina aici, bolund, bă, o las la ușă, ies, îți promit că ies cu mașina afară, nu las la mașina în urmă. Nu-i voie cu mașini în interior. Am intrat, am lăsat-o pe femeie la, ca să înțelegeți în ce țară trăim noi și pe ce dăm noi bani la spital, de ce dăm noi bani la sănătate și de ce se supără lumea că mon frère, fac români, evaziune fiscală. Hai că vă explic. Am lăsat-o pe femeie stând în fund pe un gard. Deci am dat-o jos din mașină și am pus-o să stea pe un gard. M-am dus o jumătate de oră, mon frère, jumătate de oră. M-am învârtit în jurul spitalului că nu eram numai eu în situația asta. Erau 100 de oameni în situația asta. Și am găsit o parcare, mon frère, pe o râpă. Deci era un dâmb. Movilă, cum îi zice la noi la țară aici, știi? Am parcat mașina pe movila aia, în fața ușii unui om. Și am pus mare o hârtie și am zis, mon frère, îți la spital cu nevasta. Dacă cumva te deranjează mașina, sună-mă și vin și eu ea, da? Nu m-a sunat nimeni, cred că omul a fost gigel sau n-avea mașină de teren să iasă din curte. Asta e altă discuție. M-am întors pe jos, femeia a stat o jumătate de oră pe gard, da? Am luat-o și eu, am luat-o de-a umărul, știi? Deci m-am băgat așa cu capul sub soara ei și am dus-o sărind într-un picior de la poarta spitalului până la ușa spitalului, unde a venit o doamnă și mi-a dat un cărucior cu rotile. Astea spitalele din România, mon frère, înțelegi? Și am făcut poze. Am și acum pozele în telefon, numai nu știu, parcă mi s-a făcut grețic atunci, știi? Am zis, bă, n-are rost să mă mai agit și nu știu, cumva. Da, am pozele și acum în telefon. Erau plină parcarea de mașini de Cluj. Știi ce? Mașinile angajaților. Bă, eu nu zic, repet, nu, înțeleg, bă, ești angajat, trebuie să bă, mergeți cu un autobuz, mon frère, adunați-vă în stațiile de autobuz, bă, plătește instituția. Ia, din câți bani face din parcare, din că eu luat la femeia pe două ore, de, eu luat pe trei ore, eu luat 200 lei, ca în Dubai, mon frère, adică zici că parchez în... Cred că nici eu nu știu, n-am văzut parcare așa scumpă în Europa, pe unde am umblat eu. Deci cel mai scump, noi am plătit 12 euro pe oră. Cea mai scumpă parcare de pe planetă, în centru Vienei. Am plătit 12 euro pe oră. Cea mai scumpă de ever, de pe planetă. Cred că și dacă parcam, nu știu, în fața, deci să parcăm mașina în fața Parlamentului European și era mai ieftin. Acolo unde ies ei, știi? Deci asta zic, îi bătaie de joc, mă. Bă, vă repet, în țara asta sunt două categorii de oameni. Bugetarii, care fac ce vor ei, au niște salarii imense, au beneficii peste beneficii. Loc de parcare gratis la spital, mon frère, 260 de locuri. Și 12 pentru pacienți, 12 locuri. Dacă ai un accident, tu nu poți veni cu mașina la spital, trebuie să o lași afară. Că n-ai ce să faci. Ce faci cu un om bolnav? Că nu te lasă. Deci ce lasă și trebuie să plătești 200 și ceva de lei. Deci voi înțelegeți că noi plătim pentru privilegiul de a intra în curtea spitalului. Pentru noi, pentru oamenii care muncim în țara asta și producem bani în țara asta, e un privilegiu, mon frère. Să mergi la spital e un privilegiu. Trebuie să plătești. Adică numai anumiți oameni. Bă, deci îți dai seama că la spital o să zică oamenii, bă, ai 200 lei să intri la spital. Nu, păi atunci, mon frère, n-ai ce căuta aici, du-te în altă parte. Înțelegi? Ce aia vă spun, bă, țara asta așa îi. Bugetarii ăștia care pur și simplu sălășuiesc în niște instituții din astea, bă, la un moment dat ajung să fie niște semizei din ăștia, niște oameni de neatins. Deci înțelegeți, 260 de locuri de parcare pentru angajați și 12 pentru pacienți. Că spitalul ăla e cu angajați, din angajați trăiește. În loc să facă, repet, bă, 100 de locuri pentru pacienți. Hai să nu, bă, înțeleg, ai amenajat parcare, ai asfaltat-o, ai cheltuit, înțeleg. Bă, pune-mă un frer 10 lei pe oră, mă. Pune, nu știu, 15 lei pe oră, 20 de lei pe oră, 100 de lei, mă. Și iarăși îți spun, bă, dacă vin la tine de beteac cu picioarele rupte, tu mi-ai bani pe parcare, mă? Bă, mi se pare așa un jec, mă, și așa o mizerie și o bătaie de joc și știi ce e mai trist, mă? Că n-ai la cine să te plângi. Efectiv, nu ai la cine să te plângi, n-ai cui să spui așa ceva, pentru că toți îți numiți politic, nimeni nu poate să-i atingă. Niciun doctor din ăsta, niciun șef de spital, nu poți să-i faci nimic. Nu vă mai amintesc de doctorița asta, de doctori, care era doctoriță, de femeia asta din Baia Mare, care lua milioane de euro, primit-o cu, bă, coprins-o cu 8.000, 9.000, cât avea, bă, 10.000 de euro avea în tașcă. Nu mi-a făcut nimeni nimic.
o ținut-o 2-3 zile pe pușcării, i-au făcut băieții un pic de mișcare, că vai de mine moare, nu a murit, ea e acasă, n-are nimic. Încă face afaceri acum, n-am înțeles. Mă voi povesti altă dată, n-are rost. Și de acolo încolo ce să nu nimic. Cherecheș, primarul Băi Mari, după 5 ani de zile de la prins cu, bă, cu bani în buzunar, înregistrat, tot. Abia acum s-a dat prima sentință, după 5 ani. Mon frère, n-avem nicio șansă. Noi, oameni normali în țara asta, noi n-avem niciun fel de șansă să trăim. Vă repet, noi trebuie cumva să facem, ori să aruncăm armele și să plecăm, înțelegi? Ori să, nu știu, să ne facem un partid al nostru și să încercăm până la urmă să schimbăm lucrurile în țara asta. Că nu avem altă soluție. Ok, bun. Ne-am îngurguțat așa de 8 martie și parcă nu ne-am dorit să se întâmple asta din prima. O să încercăm să o mai moderăm pe parcurs. Asta zic. Bun. Cetățeni, stați să văd dacă se streamează aici, că eu nu-mi dau seama dacă se streamează și nu-mi dau seama dacă am pe cineva pe cum ar veni pe live. Stați să vedem aici, că poate sunt niște băieți, că eu am pus link-ul pe Patreon, care ne vede. Hei, uite, avem Irina. Bună seara, șerif, mulțam, pace. Bună seara, Irina. Mulțumim că ești aici. Alexandru Codrin zice, la mulți ani, șerife, salutări, șerif și șerif. Numai șerifele astăzi. Azi salutăm șerifele. Și domnul Vlad Morar, șerif, ne uităm la Canuca Live. Da, asta încercăm să facem acum. Vă repet, tot caut o modalitate de a vă răsplăti pe cetățenii de pe Patreon, că datorită vouă suntem aici. Vă mulțumesc din suflet și încercăm să facem. O să facem de acum, o să vedem dacă prinde formatul. O să facem Canuca Live și a doua zi o să punem înregistrat pentru restul cetățenilor. Cu ocazia asta mai putem interacționa dacă aveți ceva de zis, dacă vreți să mă sfădiți, dacă vreți să mă... Doamne ajută, lăudați! Domnul Florin zice, bună seara, șerife, șerif și șerifului suprem. Bună seara, Mr. Florin! Bine ați venit! Așa să procedem! Hoțiile cu mașini închiriate. Multe sunt dezmembrate și vândute ca piese second hand, ori vândute cu acte false. Cea mai mare șmecherie acum, cea mai nouă șmecherie care se poartă în Românica. În caz că nu știți, vă spun eu, că eu vă spun. Eu am cumva, nu știu, așa să lipesc de mine informațiile astea despre infracțiuni, incredibil. Am stat de povești cu un băiat care a venit la noi să-i facem ceva la o mașină. Și ce-mi zicea meu? Zice așa. Un cunoscut de-a lui a avut ceva mașină scumpă, ceva BMW, nu știu cât. Și s-a dus turbo. 4.000 de euro, nu știu. Habar n-am, nu știu sumele, nu știu. Nici nu știu ce BMW, sumă. 4.000 de euro. Și-a zis, s-a dus, și-a închiriat o zi un BMW. Deci a luat o mașină, un BMW, exact așa lui, l-a închiriat o zi, l-a dus la service, i-a dat jos turbina la ăla, l-a pus-o pe lui, o schimbat, a pus turbina la ăla și a dus mașina apoi la închiriere. Stai să zic, la închiriere nu-ți verifică dacă ai schimbat piese, e mașina. Înțelegi, n-am un mecanic auto să se uite. Ăla se uite, n-ai zgriat-o, benzină, seru, rămâna, drum bun. Deci cu asta se ocupă cetățenii în țărișoară, mon frere. Și acum chiar găsisem un articol și mi s-a părut interesant să vi-l zic. Să vedeți ce se întâmplă în țărișoară. Și până la urmă o să vedeți că există și un lucru interesant la sfârșit. Zice așa... Cristian Vasile, manager societate închiriere auto, zice, dacă unul i s-a stricat turbina, uite exact ce vă ziceam. Vine la noi, închiriază o mașină similară, se duce la service și încearcă să pună piesa noastră bună pe mașina lui. Nu de puține ori, firmele nu doar că și-au primit mașinile defecte înapoi, ci le-au găsit pe site-uri de vânzări sau în trafic. Aici ascultat. Adrian Dragne zice, l-au închiriat pentru o perioadă de 10 zile, zice, de o mașină, așa? Iar a doua zi au vândut mașina. M-a sunat un prieten și mi-a zis că el a întâlnit mașina într-o zonă și m-a întrebat dacă sunt în acea zonă. Am încercat să iau legătura cu cel care a închiriat mașina, n-am mai răspuns la telefon. Un cetățean din Galați care a închiriat o mașină de la noi a falsificat contractul de vânzare cumpărare și s-a dus și a revândut-o unui client din Câmpul Lung. Ama, aici asta eu chiar un pic mie, nu știu, îmi filează o lampă aici, știi? Nu-mi dă cumva, nu iese. Cum adică o închiriat-o unui client din Câmpul Lung, cum vândut-o? Că dacă o vinzi, îți trebuie, nu? Îți trebuie niște acte legale, adică ești la poliție, nu? Sau vinzi așa din mână? Ia banii de mașină sau cum se întâmplă lucrurile astea? Adică dacă faci lucrul ăsta, nu ești prost? Dacă nu dai bani la un om că îți dă la o mașină și tu nu știi dacă e mașina lui? Că iar zic, te-ar trebui să ai actele mașini. Și uiți, bă, cine e proprietar în acte? Păi nu ești tu, mon frere, cum o vinzi? Și asta n-ar fi tot, dacă zice așa. Cum poți verifica dacă mașina pe care vrei să o cumperi are actele în regulă? Ce discutam mai înainte? Deci nu doar firmele din România sunt țințele hoților, țintele, ci și cele din afară. Clienți închiriază mașini din alte state europene, le aduc în țară și în baza unor acte false le înmatriculează. Polițiștii îi sfătuiesc pe cumpărător să facă verificări amănunțite.
Rodica Popescu, purtător de cuvânt al DRP-CIV. În primul rând, trebuie să acorde importanță vânzătorului. Al doilea pas ar fi verificarea corespondenței seriei de șasiu cu documentele de identitate, carte de identitate, talonul, contractul de vânzare corespunzătoare. Doar în ultimul an, Poliția de Frontieră Giurgiu a confiscat la graniță 75 de mașini care figurau în bazele de date europene ca furate. Acum eu vin și vă întreb, mon frère. Dacă eu cumpăr o mașină înmatriculată din România, da, mă duc la o cumpăr, nu? Când cumperi mașina, eu din câte știu eu să fac niște acte, să duc, să identifică niște lucruri. Te duci la mon frère, acolo, la Reare, unde te duci. Știi? Deci când vii cu mașina în țară. Dacă eu cumpăr mașina matriculată din România și mașina e furată, a cui e vina? Ama, n-ai putea să zici că-s prost, nu? Adică eu, până la urmă, eu mă bazez pe instituțiile statului român. Dacă mașina e matriculată în România, nu mă gândesc că e furată, că n-ar trebui să mă gândesc la asta, nici la, nu știu cum să vă spun eu. Și dacă aș bănui că e furată, n-am cum să verific eu, ca persoană fizică. Eu nu mă pot duce la băieții și zic, mon frère, nu vezi și mie să nu fie furată mașina asta care e matriculată în România? Că n-am cum. Deci, eu ca și cetățean al țării, eu mă bazez pe instituțiile statului, așa cum mă bazez, de exemplu, pe Banca Națională, că eu dacă îmi dai, de exemplu, o hârtie pe care scrie 100 de lei, eu am încredere în statul român, că statul român, dacă îi dau hârtia, el o să-mi dă 100 de lei, adică o să-mi dă produsul 100 de lei. Statul zice, băi, bun, dar dacă cumpăr o mașină matriculată, trebuie eu să mai verific dacă nu-i furată din străinătate? Adică ca și cum aș duce la Banca Națională și îmi dă 100 de lei false. Știi? Și eu de vină, că n-am verificat. Păi nu, mon frère. Dacă există situații de genul ăsta, prinde-i pe băieții aia, bagă-i în pușcărie, pune un afiș mare. Bă, cine mai matriculează mașini furate, îl băgăm în pușcărie. Și am rezolvat problema. Nu trebuie să mă lași pe mine ca și cetățean al țărișoarei să verific eu dacă nu cumva mașina pe care am cumpărat-o matriculată din România, deci matriculată e statul român, statul român o zic, bă, ok, ia, are numere românești, pot să circul cu ea, bă, mașina e în regulă, are RAR-ul, am verificat serile, ia, mașina e ok. Eu, acum trebuie să mai verific eu să nu fie furată? Păi nu sunteți nebuni, mon frère. Ama, că noi ne-am pornit de la ăștia cu mașinile care închiriază mașini. Și am ajuns la asta, dar până la urmă, tot problema țărișoarei și a legislației. Cum să vinzi o mașină care tu ai închiriat-o? Că n-ai cum să o vinzi. Înțelegi? Sau n-ai cum să o matriculezi pe numele tău? Zic. Ok, bun. Ședem mai departe. Nereguli în campania STB cu influencer din 2019. Corpul de control al Nicu Șordan zice așa. E un dosar la DNA. Ecourile unei campanii cu cântec și la propriu și la figurat, povestea campaniei STB din 2019 cu piesa lui WhatsApp și influencerii Mickey H, Bro Romania și Alex Ghidușu. Eu pe Alex Ghidușu nu-l știu, nu știu, nu l-am prins. Zice, nu s-au încheiat. Campania de 1 milion de lei care promova mersul cu autobuzul a fost luată la puricat de corpul de control al primarului Nicu Șordan, dar a ajuns și pe masa DNA, după cum a dezvăluit Hot News. Între timp, clipurile postate de Mikey H și Alex Ghiduș, în care promovau mersul cu autobuzul și despre care pagina de media a scris în urmă cu mai bine 2 ani, au dispărut de pe YouTube. Potrivit raportului Corpului de Control al Primarului, pentru perioada 2019-2020, procedura de achiziție a fost făcută fără respectarea procedurilor legale. Păi, mon frère, în primul rând, la 1 milion de lei și mai putea fi atribuire directă, că la noi în țărișoară, băieții ăștia care mai fură din bani publici, au găsit o metodă, că, nu știu, până la 15.000 de euro, adică 15.000... 75.000 de lei, poți să faci atribuire directă. Sau sunt niște situații, niște excepții în lege în care nu mai trebuie să faci licitație. Dar excepții. Nu se pune aici, în caz de față. În caz de față vă explic ce s-a întâmplat. Au fost niște băieți mecheri care au găsit niște bani în ceva cont a primăriei și banii ăia trebuiau folosiți pentru reclamă, pentru ceva. Și atunci au cum să vă spun eu, au pus la cale acest mecanism. 1 milion de lei. Au luat 1 milion de lei, au luat pe băieții ăștia, ăla au făcut melodie, ăștia l-au plimbat, nu știu dacă țineți minte, o campanie drăguță. Se plimbau băieții cu microbuzul, cu autobuzul până București, era mon frère. Ce tare autobuzul, are wifi, are, dar autobuzul nu oprea în stații. Merea numai cu ei, știi? Uite, nu e aglomerat, e căldură, e aer condiționat, e tot. Sanchi. Autobuzul era numai de demo. Stați așa cum mai intrat niște cetățeni aici. Florin zice, am citit ce-o zis Florin. Bună seara, șerife, șerif și șeriful lui Zbrână, adică eu, Gagenel Ovidiu, zice, serios tuturor și la mulți ani, salut, Mister Ovidiu. Alexandru zice, salutare, șerif, mi se pare că mie sau avem canuca versiunea live, iată, mon frère, asta se și întâmplă. Joxer zice, salut și la mulți ani, doamnelor, iată, vezi, un gentleman, cum de altfel, știi, toată lumea aici. Joxer zice, oare numai mie îmi pâre difuzoarele, mon frère, eu dau un pic mai încet, dar mie mi s-o plâns cetățenii că-i un pic prea tare. Deci, uite, bine că ne-ai zis. Alexandru Codrin zice, mie îmi cam pârie căștile, iată. Să-mi ziceți acum, am redus. Așa, să ne întoarcem la campania cu băieții, cu, știi? Aia zic.
Deci să dădă 1 milion de lei la băieți. Băieții, bine, nu au luat 1 milion. Au luat acolo și ei, nu știu, 10.000, știi? Cât să le merite să-și murdărească pensula, cum ar veni. Știi? Sunt foarte curios ce o să întâmple mai departe, că dacă o să demonstreze că a fost o campanie ilegală, teoretic ar trebui să-i pună pe oameni să-și dea bani înapoi. Care oamenii nu prea cred că o să aibă de unde să dea bani înapoi, zic. O să vedem ce o să se întâmple la DNA și ce e iarăși foarte interesant, încă nimeni nu ne zice cine a fost în spatele campaniei, cine a avut această mirobolantă idee că se vehicula, că e vorba de o agenție destul de cunoscută din piață, abia așteptăm, nu e așa, lămuriri. Ministru zice, 70% din tinerii fermieri care au primit fonduri UE, de câte 40.000 de euro, au abandonat afacerea ori s-au reorientat. Consultanții le impuneau anumite condiții. Nu vă mai citesc știrea, că ați înțeles din știre tot ce v-am zis. Deci 70% din oamenii care au primit fonduri pentru agricultură au renunțat la afacerile cu alea 40.000 de euro, știi? Și o să vă spun eu de ce, mon frère. Pentru că în loc să te sprijine mizeria asta de stat în care trăim noi, mai mult te încurcă și nu că mai mult te încurcă, mai mult îți dă în cap. Eu știu o groază de oameni care s-au lăsat pentru că nu mai suportau condițiile impuse de agențiile din zonă. Pe lângă că te puneau să faci un malder de hârtii și de rapoarte și de căcaturi, pentru un flecușteț de 40.000 de euro. Că, bă, la agricultură acum, în situația în care suntem noi acum, statul român ar trebui să-ți dăie 40.000 de euro cadou, mă. Ar trebui să vină să zică, bă, te rog, fă agricultură, avem o groază de terenuri nelucrate, avem, bă, nu, deci, îi... Un lucru care ne-ar putea scoate pe noi, ca și țară, din rahat, agricultura. Și statul român, în loc să impulsioneze și să ne ajute, că iarăși vă spun, sunt fonduri europene. Europenii zic, bă, luați bani, statul român, aici e un paradox, mă. Eu nu înțeleg, nu înțeleg. În loc să te ajute, în loc statul să înființeze niște agenții care să te ajute să-ți faci dosar, care să te ajute să primești bani. Nu, statul român așteaptă să vină niște consultanți externi. Deci, niște oameni care n-au nicio treabă cu jmecherica asta, care să ia bani de la cei care depun dosarele și care să-i ajute în bătălia cu statul, care statul cumva s-o pune să le dea bani oamenilor. Voi înțelegeți ce vă zic aici? Deci, Uniunea Europeană ne dă bani, statul român nu că nu ne ajută, statul român s-o pune, statul român te încurcă, te blochează, îți refuză dosarul, îți prelungește data de depunere, nu știu, face licitații din astea, face, înțelegi? Statul român, în loc să ia banii aia și să-i dea la oameni, statul român, cum să vă spun eu, joacă împotriva noastră. Deci, statul român nu e în echipă cu noi. La faza asta, adică nu, la toate fazele, dar zic aici. E aberant în alte țări, în Polonia, mă. Uitați-vă, mergeți în Polonia, dacă aveți ocazia, mergeți în Polonia să vedeți ce agricultura aia. Bun frer, nu este... Bă, dacă găsește unul o bucată de 2 metri pătrați, plantează ceva acolo. Deci eu vă spun că am fost cu un prieten meu care face afaceri cu ceva chestii pe zonă. Frățioare, ce pepiniere au, ce plantații, ce agricultură, ce terenuri nesfârșite plantate, copaci, flori, bă, o întreagă nebunie. Și toate sunt pe fonduri europene, pentru că statul polonez... Iarăși vă zic, care acționează ca un stat de oameni normali, adică el acționează în favoarea cetățenilor. Statul polonez îi ajută pe oameni, îi ajută să-și facă dosarele, îi ajută să îndeplinească condițiile care să primească, ca să primească finanțarea, îi scotește de anumite impozite, îi ajută după o perioadă de timp, dacă cumva afacerea nu funcționează, bă, mai primesc ajutor de la statul polonez, ca să producă lucruri pentru stat. Bă, iarăși vă spun, o firmă care merge, aduce bani la stat, mă. Oricum mai lua, mă. Deci orice s-ar întâmpla, orice firmă, orice cât e mică, de căcat, mică, mă. Un angajat, doi, bă, ăla dă bani în fiecare lună la stat, ăia-s neprețuiți, mă. 40.000 de euro care primești de la Uniunea Europeană, ăia-s zero. Nu-s bani mulți. Poți să-ți iei un credit oricând de 40.000 de euro. Mult mai simplu decât să treci prin furcile caudine, să te omori, să umbli pe la... Și nu primești 40.000, că tu dai la consultant, umbli pe drumuri, pierzi o groază de bani. În fine, zic. Băia 40.000, bă, bani mărunți. Gândiți-vă că un business în agricultură, 3, 4, 5 angajați, pe ăla dă 2-3.000 de euro pe lună, mă, la stat. Că trebuie să-i plătești, că salariile oameni și minimul pe economie să aibă, mă. Și tot strânge 1.000 de euro de la stat. Bă, mai e un TVA, mai e un impozit pe profit, mai e un impozit pe mașini, mai e un impozit pe teren, mai e o vrăjeală, o măzlină, cea, tot dă. Bă, 1.000 de euro, 1.000 și cea, 2.000 de euro, banii dai în fiecare lună la stat. Asta înseamnă să faci bani, asta înseamnă să fii cu capul pe umeri. Asta fac polonezii. Polonezii au structuri, că am stat și am povestit cu om, că n-am crezut, mă. Eu am crezut că astea zice povești, aberații, hai mă, nu cred.
Bă, așa îi. În Polonia, statul polonez te ajută să iei finanțare europeană. Ei te ajută, statul. Nu trebuie să te duci la consultant, nu trebuie să, bă, cauri cel mai bun consultant. Hai să-i dau avans la ăla, nu mai îmi răspunde la telefon, am pierdut banii, caut pe altul. Mi-au un consultant, face dosarul de căcat, îl depun, am pierdut bani, am pierdut timpul, nu mai primesc finanțare. Nu, statul, bă. Nu-i mare lucru. Și noi avem, deci eu vă spun că și la mine a fost acum, că noi am, vă repet, am depus și noi, eu a treia oară depun. Prima tură am luat-o în brațe urât de tot, că no, ne concuram la bani cu băieții de la PSD și dai seama că în războiul ăsta n-ai cum să câștigi. În a doua situație v-am mai povestit, nu vreau să ne dăie să fim plătitori de TVA pe un startup și eu am zis, pun, eu pierd 8.000 de euro și pe aia, pe mine nu mă interesează. Și nu, nu vă interesează, mă interesează și pe mine, am rupt acțiile de la firmă, am radiat-o și serios, am mai pierdut 1.000 și 2.000 de lei că am radiat firma și m-am pișat pe ea de firmă. Și acum, a treia oară, am depus ca să ne luăm niște utilaje. V-am mai povestit. Acum au venit la noi niște băieți de la o agenție de aici, locală, de dezvoltare Nord-Vest, ceva, care au venit să vadă dacă existăm. Deci e prima oară când eu interacționez pe treaba asta cu instituțiile statului român. Deci, bă, au venit să vadă dacă existăm. Ceea ce, pe de o parte, e un lucru bun, că dacă au venit înseamnă că dosarul nostru l-o citi cineva, deci există cineva care o citi ce scrie acolo. Pe de altă parte, nu știu dacă e un lucru bun, că, vă repet, eu aș fi vrut oamenii aia să vină înainte să depun dosarul. Eu m-aș fi așteptat, bă, vreau să depun, uite, am un proiect, am o idee de afaceri, vreau să fac asta. Ăla să vină în primul rând să zic așa, că eu am mai avut în discuția asta, să zic așa. Mon frere, ce vrei să faci? Bă, eu vreau să fac o spălătorie. Nu. Noi nu-ți dăm bani pe spălătorie, că sunt 10 spălătorii aici. Și dacă tu faci, mor toate. Da? Asta aș fi vrut eu. Ce vrei să faci? Eu vreau să fac să construiesc caravans. Asta vreau să fac. Vreau să iau niște utilaje, să fac modificări de auto-utilitare din astea de mașini, să fac caravan. Da? Caravan. Bun, nu este în zonă. Foarte bun. Ce utilaje trebuie? Alea. Ce productivitate? Ce ai? Bă, fii atent. Hai să zic. Eu ar trebui așa trebuie făcut dosarul. Uite, așa ar trebui pus. Nu. Eu am stat cu o doamnă, care o doamnă foarte bună l-a făcut dosare, dar foarte, cum să spun eu, cu puțină experiență în partea de producție, unde eu am centura neagră și o trebuie să explic și dânsa o scris pe hârtie. Când am depus dosarul, ce-o scris dânsa pe hârtie, nu a fost chiar cum a vrut domnic să înțeleagă că ei, neștiind despre ce e vorba, că aia vă spun eu, eu am depus un dosar tehnic, că eu aici am centura neagră, chiar mă pricep la astea, știu lucrurile aici. Și eu le-am explicat exact cum să fac lucrurile. Femeia, vă repet, o scris și ea cum m-o înțeles ea de la mine, ce-o mai apucat, ce-o mai cât știu, trebuia să coafeze lucrurile. Și dosarul a dus la băieții ăștia, care băieții ăia nu au bătut un cui în viața lor. Înțelegeți ce vorbim aici? Eu stau acum, mie trebuie să-mi aprobe un dosar pentru o unitate de producție niște băieți care ei, vă repet, ei nu știu de care parte să ție ciocanul. Deci dacă au de bătut un cui, trebuie să stea un pic să gândească, bă, stai un pic, ar trebui să dau cu fier sau cu lemn. Mai bine dau cu lemn, știi? Asta e frustrarea. Că nu e un om care să, cu care, deci nu să mă verifice să fiu un om să mă poată sfătui. Hai, ok, nu e pe partea tehnică, n-are cum, nu găsim specialiști. Nu sunt în țară, asta este o țară de căcat, educația e în groapă, nu avem specialiști. Bă, ok, bă, dă-mi o grilă, dă-mi-o, nu știu, ajută-mă un pic, hai, stai cu mine o zi, îți plătesc o zi de muncă, stai cu mine în hală, hai să-ți explic ce vreau să fac, ajută-mă să iau banii ăștia de la stat, că doară până la urmă. Unde se întorc banii ăștia? Că eu dacă primesc utilaje, doar nu produc eu bani pentru mine și îi duc în ceva insulă. Cum? Bine, fac băieții de la PSD, zic. Dar eu în țara asta îi las. Că eu plătesc impozite, și acum, plătesc impozite, n-avem datorii la stat, noi n-avem datorii la stat. Că mi se pare aberant, adică eu n-aș putea, eu nu pot să vorbesc zero de PSD dacă eu aș fura banii la stat, nu pot. Datoria mea e când eu pe ăștia de la PSD și de la PNL, acum în ultima vreme, îi sfădesc că nu-și plătesc taxele și că fură. N-aș putea să fac asta dacă eu aș avea datorii la stat, nu? Deci, repet, la noi finanțările europene, sunt o glumă, bă, sunt o rușine. Așa că dacă 70% dintre cei care au luat fonduri pentru agricultură renunță, mon frere, asta e un semn că statul eșuează, statul îi, mon frere, e mână moartă aici. Statul ar trebui să facă lucrurile, statul ar trebui să, dau un exemplu, bă, ar trebui să facă înainte să se înceapă finanțările astea, ar trebui să facă niște cursuri. Mon frere, ce vrei să faci? Agricultură, ok, de care, din aia, ok. Avem cursuri, te duci acum la Cluj, 3 zile stai la cursuri. Uite aici, îți plătim noi cazare, mâncare, așa, stai la curs și învață. Dă un test, ai luat testul, da, no, ia 40.000 de euro, te fac agricultură. N-ai luat testul, no, mai încercăm la anul. Înțelegi? În primul rând ar trebui făcut o cum să vă spun eu, o triere a candidaților, asta din start.
Pentru că, iarăși vă spun, sunt foarte mulți oportunici care au bani. Așa cum s-a întâmplat la Startup Nation. La Startup Nation, principalul criteriu era câți oameni angajezi. Și-au venit băieții de la Dabo și-au zis, păi noi pe 40.000 de euro cât era Startup Nation, noi angajăm 60 de oameni. S-o terminam în fred, nu mi-a mai avut nimeni ce să facă. Că ei aveau oameni, eu trec de pe firmă pe alta, au angajat 60 de oameni. Și-au fost la revedere. Și-au luat oameni ce utilaj aveau nevoie, având angajații. Și au făcut asta cu 4, 5, 6, 10 firme, 20 de firme, câți au fost acolo, primii. Nu, 60, exact, 35 de oameni au fost angajați la Dabo. Și și-au luat oamenii ce au avut nevoie, utilaje, 2-3 firme, 2-3 SRL, și-au luat mașini, utilaje, au făcut, au început să facă livrări la domiciliu. Cum să te bați cu asta? E cinstit? Nu e cinstit. Că el nu a făcut startup în primul rând. Doi la mână, angajații erau deja angajați, adică nu trebuie să mai angajeze pe nimeni că e mutat de pe firmă pe alta. Și-au luat 40.000 de la un băiat care poate producea bani. Că el, ăsta, băiatul ăsta de la Dabo, de care zic eu, el nu a adus niciun plus valoare. El a luat banii angajații de pe firmă și i-a mutat pe alta. La el nu a crescut nimic. Păi când băiatul ăla care era rupt în cură, l-a angajat 3 oameni și el a producea bani. Aia 3 plăteau în plus față de aia 35, care, repet, aia nu plătea nimic în plus, că i-a mutat de pe firmă pe alta. Înțelegeți? Pentru niște șmecheriuțe din astea și niște reinterpretări ale legii, nu merg lucrurile cum trebuie. Și apoi să miră lumea. Bă, 70% dintre ei s-au lăsat de afaceri. Da, pentru că, vă repet, mediul de afaceri în România toxic pentru firme și asta din cauza statului, nu din cauza concurenței de pe piață sau că s-o scumpi curentul. Nu! Principalul nostru, v-am mai spus și vă repet, principalul nostru adversar în lupta cu viața e statul român. Așa. Domnul Joxer zice, se aude bine acum. Bine a venit, Mr. Joxer. Și Gaganel zice, se aude puțin distorsionat și la mine. Bă, mă introduceți în teroare, mă. Deci n-am ce să zic acum. Acum, iar vă zic, mai putem modifica un pic de aici. Dar o să scadă puțin volumul overall. Să-mi ziceți cum s-aude acum. Mai mult de atât n-am ce să fac. Woodshop, bună seara, șerifuțe și șerifi. Bine ai venit, Mr. Woodshop. Domnul Woodshop e un băiat care, românesc, care șede în Polonia și face un job incredibil. Acolo vă puteți imagina ce eforturi face pentru emigranții ucrainieni din ăsta. Te salut, man, ești fanul tău pe viață, jur. Mă te sfădește că îl părăs la toată lumea că ajută oameni. Ok. Bun, să sărim mai departe. Indignări. Și iată și o veste bună. Un fermier din Bihor a investit fondurile UE într-o cultură de cannabis. Bărbatul este dat în urmărire. Iată că sunt băieți care reușesc, nu-i așa? Deci băiatul ăsta zice așa. Destinație halucinantă. Zice așa, destinație halucinantă găsită de un fermier din Bihor pentru fonduri europene pe care le-a primit pentru a-și face o fermă de legume. Bărbatul la 40.000 de euro, dar în loc de ardei și castraveți a investit într-o cultură de cannabis. Acum întreb și eu. Dacă scria că face cultură de cannabis, îi dădea cineva? Tânărul fermier, care este inginer agronom de profesie, a beneficiat de bani europeni pentru o fermă de legume în localitatea Ineu din județul Bihor. În 2015, tânărul i s-a aprobat suma de 40.000 de euro, a primit 30.000 ca primă transă ca să cumpere utilaje. Și urma să primească și restul de 10.000 dacă își ducea la îndeplinire clauzele asumate prin contract. Bărbatul a investit bani într-o cultură de cannabis. Bă, omul a găsit o chestie profitabilă. Eu nu știu, eu zic că e antreprenor omul. Asta. Nu că vă îndemn să consumați cannabis sau să... Deci nu, că nu fac. Știți, că v-am mai povestit. V-am zis, nu e un spectacol cannabis. Adică nu, chiar nu. Ah, ok. Credeți-mă. Așa. Bun, zice așa. Bărbatul a investit bani într-o cultură de cannabis, fiind condamnat de Curtea de Apel Oradea în 18 octombrie 2022, definitiv, 18 februarie 2022, definitiv la un an și 6 luni de închisoare. A fost dat în urmărire generală, deoarece între timp s-a făcut, nu-i așa, nevăzut. Fermierul avea corturi speciale în care creștea 42 de plante, din care 22 au ajuns la maturitate și având o înălțime de circa 85 de centimetri. Ei, să nu a ajuns la maturitate, mon frère. De pe care au strâns peste 1,7 kg de muguri. Bărbatul avea toată aparatura necesară. Fiți atenți. Lămpi LED, ventilatoare, filtre, fertilizatoare, transformatoare electrice tip balast. Ioi, mă, cât sezi de proști, Doamne Dumnezeule. Deci transformatoare electrice tip balast. Bă, bolovanilor, la LED-uri nu mai trebuie transformatoare electrice tip balast. Transformatoarele electrice tip balast trebuiau numai la lămpile cu halogenură de mercur.
alea care se foloseau pe vremuri și care consumau, că îi prindeau pe aceia care consumau cannabis, îi prindeau după consumul de curent. Nu știu că v-am știut, că v-am crezut, v-am povestit. Dacă venea câte unul și sărea de 20 kW pe lună, știa că la sigur are în casă, știi, creștea cannabis la lampă. Știi? Că sunt lămpini alea care imită exact lumina soarelui, au cam același spectru solar. Același spectru vizibil, știi? Deci și UV-ul, cred că. Deci, practic, avea o lampă care imita lumina soarelui, știi? Dar chestia era că pe vremea aia, lămpile alea consumau foarte mult. Adică o lampă din aia avea vreo 2-3 kW, nu. Puneai 10 bureni într-un dulap, îți trebuiau vreo 4-5 lămpi. Nu, aia mergeau zi și noapte, că trebuiau să meargă zi și noapte, îți dai seama că se întâmpla. Și aia zic că îi prindeau jandarmii, îi luau după curent, după consumul de curent. Știi? Se uitau cine are consum de curent dintr-o dată foarte mare, lăsau o lună, două, trei, dacă vedea că e același consum, mergea și bătea la ușă. În general, erau băieții cu lămpile. Ei, la lămpile LED, care consumă 1% din cât consumau lămpile astea cu halogenură de sodiu, nu mai trebuie transformatoare electrice tip balast, mon frère. Că nu au la ce. Înțelegi? Balast. Cântar de precizie, un aparat de mărunțit și nu era la prima faptă. Deci avea de toate și nu era la prima faptă. În 2020, Curtea de Apel îl condamnase la 150 de zile amendă tot pentru grădinărit. Fapta vizând o cultură de cannabis descoperită pe 13 iunie, tot la Ineu. Polițiștii antidroghe au confiscat și atunci logistica, două corturi, trei lămpi transformator, iar ghivece, pastile pentru germinare, termometri de perete și termometru de perete, l-o luam. Și iconă cu sfătoare de minuni, i-o confiscat. Ventilator electric. Însă el și-a cumpărat alta și-a luat-o de la capă. Deci, bun frer, vin ăștia de la jandarmi, vedeți, băieții ăștia de la antidrogă și ați iau tot ce crede că ei care are legătură cu drogul. Că așa și zice legea, că pot confisca orice chestie care intră sub incidența producției și traficului de droguri. Adică dacă tu ai folosit termometrul de perete ca să produci droguri cu el, deci te uitai la temperatură pe perete, la termometru, să confiscă. Aia zic, că dacă avea o iconiță și trecea pe fața iconiții și a Doamne ajută să se facă cultura mai repede, eu lua și iconița. Că era folosită la cultivarea și nu e așa, producția drogurilor, zic. Ia să vedem ce se mai întâmplează aici, băieții noștri. Hei! Hutshop zice bla bla bla. Hei, bla bla bla, șerif. Ioan Mihai zice seara bună, șerif. Seara bună, Mr. Ioan. Și șerife, să nu uităm, Mr. Ioan, că e 8 martie azi. Octavian Bota zice, bună seara, șerife și șerifi. Toate live-urile marelui șerif sunt de lăsat nepoților ca moștenire, respecte maxime, bla, bla, bla. Ei, Mr. Octavian, bla, bla, bla. Așa. Și Woodshop zice, vezi tu, șerif, redactori, au mai pus ceva de la ei să pare interesant și științific articolul, nu știu de ce. Nu au spus și soiul de cannabis, să știm și noi. Ei. O fi fost ceva sălbatic, mon frer, ori băieții nu se pricep, nu știu să le deosebească. N-au cărticică aia, știi că este o cărticică? Nu știu dacă știi. Există o cărticică ca să poți să le identifici, să știi. Care mai dă râs, care mai dă depresie, așa. Camera deputaților a votat legea amnistiei de diurnă. Șoferii vor putea primi o indemnizație neimpozabilă în limita a de 3 ori salariul de bază. Aici am vrut neapărat să vă spun asta. Aici v-am mai povestit eu despre mișelia și jegul din instituțiile financiare românești. Și să vă explic de ce. Într-o zi, un băiat de la ANAF, o statel și s-a gândit așa și a zis, bă, șoferii ăștia de tir primesc diurnă de 3 ori salarul. Da? Da. Trebuie impozitată. Suntem singura țară din lume, de pe planetă, mon frère, deci nici în Zimbabwe, sau în, nu știu, Eritrea. Nu, țări din astea, mon frere, care n-au telefon. Diurna șoferilor care fac transport internațional nu se impozitează, pentru că banii ăia îi dai omului să mănânce și să dormă. Modul în care îi cheltuiește lui îs exclusiv la discreția dânsului. Înțelegi ce vă spun eu aici? Deci eu îi dau bani, ia, mon frere, aici să dormi și să mănânci. Dacă el doarme în mașină și mănâncă pateu din traistă ca să economisească bani, băi, numai problema lui. Banii aia nu se impozitează pentru că, repet, îți bani pentru mâncare și odihnă. Nu mă, dar băieții de la statul român, băieții ăștia, meseriași ăștia, au găsit o metodă să mai facă niște bani la buget, că asta e problema la noi, că la noi se fură PNL-ul, PSD-ul, UDMR-ul, grup, și le trebuie bani la buget, că mai trebuie plătit o pensie, mai trebuie, vezi, și pensiile speciale, vin, că astea nu, tăți cresc, tăți să măresc, mai vine câte un băiat, trebuie să-l bagă și pe ăla la pensie speciale, cresc fondurile și trebuie să facă rost de bani undeva. De unde? De la amenzi.
Și-a inventat gogorița asta. Și vreau să vă spun că eu știu 4 sau 5 firme care efectiv și-au băgat firma în faliment pentru că nu puteau plăti. Imaginați-vă că dacă ai 40-50 de mașini, un șofer, ai 40-50 de șoferi, zic așa, tu pe lună dai la 50 de oameni, dai câte 2000 de euro la fiecare. Da? Deci tu dai 100.000 de euro pe lună. Într-un an dai 1.200.000 de euro. No. Gândiți-vă că asta se impune retroactiv pe 5 ani, deci o firmă care dădea 1.000.000 de euro pe an, da? Acum trebuie să dăie, să plătească impozit pe 5.000.000 de euro. N-are nimeni banii ăștia, mă frere. Și oamenii și-au băgat firmele în faliment, și-au vândut tirurile, și-au, bă, au pierdut o groază de bani, pentru că nu puteai scăpa. ANAF a impus metoda asta, a impus șmecherica asta și nu i-a mai interesat nimic. Deci pur și simplu nu i-a mai interesat. Deși oamenii au dat în judecată, mulți au câștigat, mă. Deci sunt procese câștigate, ANAF a impus și a luat banii din cont, a blocat conturile și a terminat. Voi înțelegeți că e o chestie absolut ilegală, impusă abuziv unor firme și dusă la capăt de niște băieți, al cărui nume eu nu-l văd, că aici e problema mea. Iar zic, deci Camera Deputaților, cum au zis, bă, stați un pic, că nu-i bine, e greșit, nu se face așa ceva. Și-a dat o lege ca să corecteze lucrul ăsta. Dar eu nu văd niciun, cum să vă spun eu, nu văd niciun om să zică, domnule, stai un pic, bă, băieții ăștia de la ANAF, Ghiță, Vasile și Ionuț, ăștia o iscodit mizeria asta și ei ar trebui tras la răspundere, nu face nimeni lucrul ăsta. Înțelegeți ce vă spun aici? Că așa funcționează țărișoara asta. În țărișoara asta, v-am zis, statul român e principalul dușman al antreprenorilor, al oamenilor care încearcă să facă bani în țară, al oamenilor cinstiți, că ăștia sunt oameni cinstiți, diurna în toată Europa, în toată lumea. În orice țară din Europa, șoferul de transport internațional primește diurnă. E obligat de lege să-i dai diurnă. Nu-ți vine la lucru dacă nu-i dai diurnă, că el știe că banii aia pentru mâncare și odihnă. Și el ăia și strânge și îi pune la buzunar. Că iarăși spun, dacă îi cheltuiește... Și statul român oricum nu vei niciun bani din aia. Așa că mai bine lași să aducă bani în țărișoară să-i cheltuiască. Zic eu, după mintea mea. În fine, s-o da lege, mă. S-o corecta problema, s-o da lege. În sfârșit, Parlamentul României a zis, bă, stați un pic, că nu-i bine, că mor ăștia. O fi ajuns și la firmă de PSD și ăla, știi? I-o fi ajuns cuțitul la os. Și s-o dat o lege în sfârșit. Și s-o mai dat o lege, că tot vorbeam acum zilele trecute, zice așa. Polițiștii vor putea aplica amenzi de până la 500 de lei șoferilor care fumează în mașina de serviciu. V-am mai povestit că era un băiat care i-a dat 500 lei la un băiat, un alt băiat care fuma în mașina de serviciu. Și eu n-am înțeles fenomenul, că eu n-am știut că s-o dat, dar fiți atenți, zice de ce. Legea asta e legată de faptul că în 2016 s-a stabilit că fumatul în spațiile publice închise și în spațiile închise de la locul de muncă este interzis. Și ei cumva asimilează mașina de firmă cu spațiul de muncă. Deci, înțelegi ce zic eu? Lucrul pare, hai să zic că dacă e șofer, băi, locul tău de muncă, dar dacă eu nu sunt șofer, am luat mașina firmei, vânzi o țigară, știi? Păi nu-i spațiul meu de muncă, că spațiul meu de muncă e la birou, dar am venit numai cu mașina un pic. Băi, nu contează, da amendă. Nu înțelegeți că apăr cetățenii care fumează, că nu fac asta. Adică fiecare face ce vrea organismul lui. Vrei să fumezi, fumează, nu vrei să fumezi, nu fuma. Pe mine nu mă deranjează în vreun fel. Îți de acord cu interdicția de a fuma într-o mașină în care sunt copii. Cu aia sunt perfect de acord. Nu trebuie să faci lucrul ăsta niciodată. Dar asta să sancționezi un om că fumează mașina de firmă, mi se pare aberant. Că până la urmă el își fumează sănătatea dânsului. Și cum au găsit ei, s-au asimilat ei că mașina e spațiu închis, privat, bă, te doare mintea. Înțelegi? De-astea, din România. Rumänischen Geschäft. Uitați așa că mi-a sărit una de aici. Una de aici, una de aici. Care trebuia să o pun aici. Piu. Să vedem ce mai zic cetățenii, ca să nu... Să nu se supăreze pe noi, că nu-i băgăm în seamă noi așa. Așa. Ioan Mihai zice, seara bună, șerif. Octavian Bota zice, bună seara, șerife și șerif. Toate live-urile mai lui șerif, așa am zis. Utshop zice, vezi tu, șerif, redactor, eu am mai pus, am zis. Octavian Bota zice, cea mai profitabilă afacere din țările noastre este să fii statul român. Nu mă înfrăc, cea mai profitabilă afacere din țărișoară de la noi îi să fii bugetar. Chiar astăzi citisem că se dă o lege acum. O doamnă de la PNL, o mare prințesă de la PNL, acum a propus un proiect de lege ca toți angajații de la buget care ajută refugiați să primească 5 zile plătite. Cum ajută ei refugiați? Că ei ajută refugiații lucrând, adică ei cumva ar trebui să-și facă treaba.
Și acum cineva s-a gândit să-i premieze că își fac treaba. Deci, hei, bă. Deci, bă, dacă vii la birou și lucrezi câteva ore pe zi, nu 8, dai că nu suntem țărani acum, știi? Oricum vine, avem program scurt. Deci lucrez câteva ore și lucrez ajutând niște oameni care au niște probleme, vin în altă țară, război, bla, bla. Bă, noi îți dăm 5 zile libere că ai lucrat. Ceea ce demonstrează că dacă lucrezi într-o instituție bugetară, mon frer, ești un, știi? Deci, te remarcă oamenii ce văd, bă, băiatul ăla lucrează, bă, printre puțini dintre noi. Să-l vezi cum lucrează, incredibil. Deci înțelegi ce vă zic aici? Bună, bună. Am zis-o și pe asta. Bun, și să vedem așa. Doamna Șoșoacă a fost la un interviu la Denis Rifai. Unde Denis Rifai? I-a pus întrebările alea. Știți că are doamna Denis Rifai pe canal de, are o emisiune, zice 40 de întrebări cu Denis Rifai. Adică, să vă explic ce s-a întâmplat, că am studiat fenomenul, am observat fenomenul așa de departe. Doamna Denis Rifai, nu știu dacă femeia n-are proprietatea cuvintelor, s-ar putea să întâmple și lucrul ăsta, sau pur și simplu trece într-o fază în care nu mai are gen aia care... Știi, un pic așa la obrăjor, știi, când ți-i rușinică un pic. Doamna Denis Rifai nu mai are. Deci doamna Denis pune niște întrebări, ea așa s-a făcut remarcată și în campanii, ea punea niște întrebări că le stătea ceasul ăia, înțelegi? Deci pur și simplu nu s-aștepta nimeni. Deci întrebări neașteptate, cum ar veni. Multe nesimțite, dacă îți mă întrebați pe mine, dar asta e altă discuție. Plus că femeia, vă repet, n-are cumva finețea, ca să nu fiu mai brutal, finețea pe care trebuie să o aibă un om care face interviuri, că fac o mică paranteză aici. Știu că vi se pare că e ușor să faci un interviu, așa cum fac băieții ăștia podcasturi. Aia nu e ușor. În interviu trebuie să știi cum să-l întrebi pe om, trebuie să știi cum să faci, să nu-l jignești, să nu-l închizi, să nu știi, să nu-ți bați joc de el, dar pe de altă parte să-l știi, spui, faci să spună, înțelegi? Doamna Denis Rifai, exact cum ai tăia brânză cu toporul. Deci cam asta e finețea pe care o dânsa o etalează. Hey. Și au avut o emisiune cu doamna Șoșoacă. Între întrebările pe care doamna Șoșoacă, ca să înțelegeți cât de tare e emisiunea, deci întrebările erau trimise în avans. Deci doamna Șoșoacă a primit o listă cu întrebările pe care o să vă întrebăm și o să vă surprindem, știi, cumva. E ca și cum ți-ar da să-ți faci teza acasă, știi? Deci noi îți dăm un examen, dar du-te acasă, fă-ți teza și adu-ne hârtie, gata, făcută, știi? Ah, ok. În fine, zice, căutați sprijin rusesc, v-ați vaccinat pe furiș, v-a fost vreodată rușine de ce ați făcut. Cam astea sunt unele din întrebări, mai erau aia că de ce nu v-ați făcut balerină. Care eu, dacă... Răspunsul cumva e în întrebare, că dacă te uiți la doamna Șoșoacă, înțelegi din star de ce nu s-a făcut balerină. Mă refer la inteligența aici, nu la corp, să știți. Așa, emisiunea nu s-a mai difuzat. Se întâmplă ceva în țărișor acum, văd că se dau cu emisiunile de sol. Așa cum s-a întâmplat și cu emisiunea lui Teo și cu aia cu Stand Up Revolution, care trebuia să fie la Pantene și care s-au anunțat gata miercuri la ora 10 începe, să ne uităm la televizor și miercuri la ora 10 era un film. Nu mai, nu a explicat nimeni nimic, că a zis că nu a făcut nicio studii, focus grupuri, nu ieșea vrăjeală. Problema e că dacă ați ascultat ce zic Costel și Teo la faza aia, e că mon frer, să duc glumele, că erau foarte multe glume legate de o anumită conjunctură în țărișoară, dacă o arzi încă vă 4-5 luni, glumele alea nu mai au niciun sens, nu mai înțelege lumea despre ce vorba, că nu mai ai contextul. E ca și cum aș face o glume acum, nu știu, despre Petre Roman. Sau, hai că Petre Roman mai știu, își face glume despre Meleșcan. Cine e Meleșcan? Știi. Înțelegi? Orice a zice despre el ar fi... Știi? Ok. Hai să vedem ce mai zic băieții aici la noi. Octavian zice, bună seara, șerife și șerifut, slava Ucraina și puie Mutin. Puie Mutin, am uitat, mă, slava Ucrainii. Am uitat, avem hanurace pe site. Scris în... într-un limbaj mai inteligibil, că eu aici am scris cu chirilice, ca și ai în tenis. Încercăm să ajutăm și noi aici, poate dacă vindem hanurace, le facem gratis cu condiția să se doneze niște bani pentru refugiați. Bun, deci căutați pat cadou, o să pun oricum un link și la clipul ăsta dacă vreți, să ne dați de lucru, că nu câștigăm bani cu ele, deci pur și simplu o facem voluntariat, adică imprimat o facem pe banii noștri, îl facem pe banii noștri. Bun,
Zice așa, Alexandru Tănase, ce bun asta cu, e ca și cum ai tăia brânză cu toporul. Orion Gates zice, hai, vă salut și eu, salut comisare, mă bucur de Canuca Live. Bine ai venit, șerif. Woodshop zice, greșit, șerif, întrebările au fost trimise de Șoșoacă cu mențiunea, surprindeți-mă. Astea sunt întrebările la care aș răspunde dacă m-ați întreba. Și Octavian Bota și Denis Rifaia, refineța șuncii slăninii tăiate groasei 20, a se vizualizat tutorialul mai vechi de pe canal. Așa, și deci, așa cum vă ziceam, s-a anulat emisiunea, nu ne-a zis nimeni nimic, bineînțeles că doamna Șoșoacă a atacat brutal emisiunea și a zis așa. Stați așa, că nu găsesc. Emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai, anulată de sistem după ce am fost azi în Vama Siret și am arătat adevărul pe care toate televiziunile îl asasinează. Deci, practic, doamne, a arătat că nu-i război, că asta era pe ordinea de zi de la partidele astea, de la cetățenii și a proruși, era că nu-i război, în Ucraina nu există. Eu nu știu de unde, ce bombe, ce morți, cum, de război, la noi, nu există așa. Toate filmele alea trucate, sunt 400 de studiouri de producție video care fac filme trucate în Ucraina acum. Amendă de 10.000 de lei pentru un taximetrist din capitală care a încercat să-și negocieze tariful cu 3 refugiați din Ucraina. Asta mă bucură cel mai mult, mon frere. Deci dacă există ceva mai mult pe viața asta și pe planetățica asta care să mă bucure, ar fi să-i prindă pe toți jegoșii ăștia care profită de oameni ăștia năcăjiți. Așa cum mai povesteam zilele trecute cu un băiat, am căutat pentru cineva tot așa o cazare la un motel și mon frere, niște texte cât te durea mintea. Deci crescuseră tarifele, că e mare aglomerație la motel și crescuseră tarifele. Deci pe site avea un tarif și în real life când s-au dus oamenii să-și ia camera era alt tarif. Și o trebuie să ne ducem și să ne sfădim cu oamenii acolo și să amenințăm că sunăm la mon frere, la ANAT acolo. Ce-i cu vrăjile? La ANAF, la cineva. Și după aia s-au putut, ne-au făcut și o reducere până la urmă. Dar în fine, n-aia să zic. Bă, ar trebui oamenii ăștia... Ăștia ar trebui, nu știu cumva, să le pună o stea în frunte, știi? Exact cum se făcea la arabi, că la barabi, care, bineînțeles că noi considerăm niște sălbatici, dar nu-s chiar așa, la ei, dacă te prindea furând, îți tăia mâna dreaptă. Care mâna dreaptă era ca să mănânci, că cu mâna stângă te ștergea în partea dorsală, știi? Și dacă vedeai un om că n-avea mâna dreaptă, știai că e hoț. Bineînțeles că n-aș vrea să mergem acolo, dar trebuie cumva să le dai o brățărică. Adică eu vă jur, eu la băieții ăștia le-aș da o brățară. Bă, să știi că face căcaturi. Știi? Te prind odată, îți porți o brățară din aia 6 luni. Bă, după 6 luni, dacă ești ok, ți-o dau jos. Bă, dar 6 luni să se ferească lumea de tine. Înțelegi ce zic eu aici? Ți-aș da o brățărică, mă, roz. Cu picățele, vorba celor de la roboți. Și să porți brățărica aia, să știi lumea, mă, că ai furat. Să nu existe niciun fel de dubiu. Sau la agresorii sexuali. Sau, înțelegi, i-aș marca. Nu știu dacă nu-i rasist. Sau nu știu dacă nu încălcăm drepturile omului. Nu știu asta. Dar eu mă gândesc că societatea s-ar proteja mai bine de cetățenii ăștia. Și mă gândesc că și ei s-ar gândi de 2 ori înainte să fure. Că cred că ții nasol așa să ieși în oraș să-ți vadă lumea brățărica. Știi? Mă gândesc eu. Așa, poate greșesc aici. 10.000 de lei la un moment dat pentru că încerca să schimbe tariful. Repet, eu îi luam licența de taxiu pe loc. Nu meriți, mă, frate. Deci dacă faci jeguri din astea, dacă faci mizerii din astea și încerci să furi, că asta e un furt, e și furt calificat dacă ai să mă întrebați pe mine, păi eu i-aș retrage licența de taxiu forever. Like, știi? Stelian Ion și USR Constanța cer Patriarhiei sancționarea publică a pozițiilor proruse exprimate de episcopul Teodosie. În caz că nu știți ce a zis domnul Teodosie, vă explic eu aici. Și domnul Teodosie zice așa, domnul Putin, care este atât de vehiculat în zilele acestea și văzut atât de negru, nu-i negru cum îl prezintă toată lumea, am spus-o și o spun fără frică și fără nicio ezitare, este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte și la Ierusalim, în țara sa și Putin și Medvedev sunt ctitori. Și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câtă jertfă au făcut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcători. Sigur că au păcatele lor, ei nu răspund pentru păcatele înaintașilor care au adus comunistul. Dar nu l-au adus ei. Cei care au adus comunismul, cei din vest, ei au plantat comunismul. Că Marx și Engels nu sunt din Rusia, sunt de altă origine. Deci, eu v-am zis că Teodosie-i dus. Deci, eu v-am zis că pe el l-a vizitat Dumnezeu, deci pe el în mintea lui, știi? Deci, i-a venit și i-a luat ceva. I s-a arătat în vis. Ca la, știi? Și da, în fine, domnul Stelian Tănase de la... Stelian Ion, în caz că nu știți, de la USR, cere...
să fie sancționat domnul Teodosie. Domnul Teodosie nu să fie sancționat niciodată, pentru că domnul Teodosie, așa cum vedeți, el e împotriva orice. El, dacă trebuie să vaccinăm, el nu se vaccinează. Dacă noi, nu știu, trebuie să ne facem cruce cu mâna dreaptă, el își face cu stânga. Dacă el e împotrivă. Dacă Putin omoară oameni, nu e adevărat că Putin nu omoară oameni. Deci domnul Teodosie, el e absolut împotriva la orice. El e contra, el nu cred că are o agendă, știi? Deci pur și simplu eu cred că el e hotărât să fie împotriva tuturor lucrurilor pe care le susținem noi sau de care avem noi nevoie. Domnul Teodosie, asta zic. ProTV va difuza serialul ucrainean Servant of the People, în care Volodymyr Zelensky joacă rolul principal. În caz că, știți despre ce vorbim, nu? În caz că vă interesează, zice așa, ProTV a cumpărat serialul ucrainean Servant of the People, în care președintele Ucrainei joacă rolul principal potrivit anunțului făcut de compania de distribuție EcoRights, care a vândut licența serialului mai multor radiodifuzori importanți. Ce mi se pare, mă, vă citesc toată vrăjala asta, că nu e interesant aici. Ce mi se pare aici foarte interesant e că ăsta e primul serial după care s-au făcut fapte adevărate. Nu știu dacă înțelegi ce vă zic. Deci până acum erau filme după fapte adevărate. Acum, serialul ăsta, după serialul ăsta s-au întâmplat fapte adevărate. Deci lucrurile din serial s-au adeverit. Adică omul a ajuns președintele Ucrainei și bineînțeles că în serial n-avem război, dar iar vă spun, ce face Zelensky în Ucraina din punct de vedere al mobilizării oamenilor și din punct de vedere al PR-ului e mon frère de manual. Adică eu cred că peste ani de zile în școlile în care se învață PR și people skills și alte vrăjeli din astea din politică, o Zelensky o să fie studiat. Adică oamenii o să stea și o să-i urmărească discursurile și o să ia notițe. Asta e părerea mea personală. Fără să încerc să supăr pe nimeni, asta e, vă repet, părerea mea personală. Așa, Florin BMF zice, slava Ucrainii, puie Mutin. Puie Mutin, să nu uităm niciodată. Alexandru Tănase zice, noi invităm pe Duduia Șoșoacă să meargă să filmeze un live de pe telefon din mijlocul Mariupolului chiar acum. Noi implorăm. A, să știi că idee bună. Putem să strângem bani, să o trimitem. Ioan zice, 2,13 euro benzina în Germanica, cred că pe autostradă sare de 3 euro pe litru, puie Mutin. Domnul Ioan, hai să spun ceva. Tu câți litri de benzină cumperi pe lună? Zic, tu ca om așa. Hai să zicem că cumperi 100 de litri de motorină. Aia, motorină era 1,7, acum dai 3. Deci o să dai 130 de euro în plus. Eu îți spun așa, foarte sincer. Eu personal, eu sunt dispus să dau 130 de euro ca persoană fizică în fiecare lună în plus și poate mai mulți bani ca firmă pe motorină. Doar în ideea că Putin și cu băieții stau și se scaldă în petrolul acolo și fac fomică. Înțelegi? Bă, e un preț pe care eu sunt dispus să-l plătesc. O să crească curentul? Bă, o să plătesc și curentul. O să crească gazul? O să plătesc și gazul. Bă, poate nu o să fac profit. Poate o să mă chinui 2, 3, 5, 6 luni, un an. Bă, dar măcar scăpăm de un tiran, scăpăm de un dictator cretin care omoară oameni. Adică dacă îi să mă întrebi ce aș prefera, între război și lipsa profitului sau să plătesc mai mulți bani la gaz, la curent și la benzină, prefer varianta a doua. Adică prefer să-l las fără mijloacele de trai pe un nebun care oricând poate să arunce Europa în aer. Prefer pur și simplu să nu cumpărăm petrolului, să cumpărăm altul mai scump sau gazului, să cumpărăm altul. Sau să stau în frig, bă. Prefer să stau în frig, bă. O să-mi pun un radiator în dormitor, nu o să mai încălzesc tot apartamentul, asta este. O să-mi pun un boiler electric, mă voi descurca cumva, nu cred. Chiar nu cred că o să mor de frică. Iarăși îți spun, mă, frere, cu 30 de ani, nu era gaz, nu era curent, nu era, bă, era vai și amar de curnos. Și n-am murit. Am fost în Italia, mă, frere, aia stăteau în clasă, în casă era 16 grade. Deci stăteam în casă cu pulover pe gât, știi? Pulover din ăla întors pe gât. Noi în casă avem 21. Stăm în tricou cu mânică scurtă. Așa e în tenis. Repet, eu sunt dispus să renunț la tot confortul meu doar ca să văd că Putin e pus cu botul pe labă. Mă piși pe el curent și mă piși pe el gaz. Cât afim, asta este. Om lucra mai mult, mă. Om folosi mai puțin, om face economie. Bă, dar măcar știu că banii mei pe care îi dau pe gaz nu se duc la jegul ăla uman. Știi? Deci aia zic. Asta e. Orion zice, subscriu la ideea lui Alexandru Tănase, viza de Ucraina pentru Șoșoacă, poate faci tricou cu treaba asta. Nu fac tricou cu Șoșoacă, mă ofer, că mi-e grețică. Zice, eu mi-e foarte sensibil stomacul, nu pot. Eu rugos, zice, păi dacă ia discuția așa, plătim mai mult să moară Mutin. Atunci, în regulă, dau și eu mai mult. Vezi? Contează cum vezi lucrurile. Asta zic, mă, frer. Puie Mutin. Și bun, am zis-o și pe asta.
Să vedem, să vedem, să vedem ce nu-i așa urmează. O secundă mică aici, să aranjăm, că aici mon frère, voi nu știți, sunt pe liste, pe trebușoare. Bun, hai că vă dau din internaționale așa sau să sărim așa din prima. Nu o sărim la internaționale. Vă dau de la mea ei așa, zice așa. Noi imagini cu polițistul prins rupt de beat la volan în Timișoara. O ia la sănătoasa când îi vede pe agenții de la rutieră. Beat, băut bine, un polițist de frontieră de la Vama Moran. Ok. Uitați tot ce ați auzit, o iau de la casă. Băut bine un polițist de frontieră de la Vama Moravița, aflat în timpul liber, tot Stana Moravița, mi se zic. A fost aproape de o tragedie. Acesta s-a urcat la volanul propriei mașini și după ce a croșat în autobuz, s-a urcat pe un trotuar unde ar fi putut spulbera mai mulți pietoni. Bineînțeles. Putea să dăie niște butelii care puteau fi acolo, care nu sunt acolo, și putea să rupă o țeavă de gaz care nu era acolo, dar putea să fie, știi? Deci putea să dea niște pietoni care nu erau acolo. Bă! Chiar ziceam acum, mă gândeam într-o zi, știi că erau, arătau, ca să înțelegeți cum funcționează creierul meu, că eu, creierul meu funcționează într-un anumit fel, eu nu înțeleg cum. Și erau niște băieți și era ceva incendiu. Nu-i de râs, bă, iar de acasă la un om. Și toată lumea fugea să scoată butelia din casă, știi? Și eu m-am gândit atunci, pompierii din Maramureș când vin, primul lucru când arde o casă, întreabă, butelia aveți? Nu. Țuică de prună? Știi ce zic? Deci asta e Maramureș, îți dau întrebări în loc de una. Așa. Și, deci, domnul era să dăie, n-o dat, bineînțeles că n-o dat, noroc că n-o dat, că n-o dat, n-aveam cine să dăie, dar putea să dăie. Și acum, în timp ce eu vă țin aici, încerc să trag de timp până apar filmările, că e o știre de pe Antena A, și la Antena A este o doamnă care vorbește înainte să se întâmple lucruri. Așteptăm. Hai, mon frere, aici. Dar nu se vede. În fine, trebuie să mă cereți, credeți pe cuvânt. Deci, hai că încerc să o vadă, dar e blurry, foarte blurry situația. Așa. Deci, polițist băut la volan, circ pe șosea. Nu știu ce vă arăt eu știe de pe Antena, că nu... Nu știu, chiar n-are rost. Nici nu știm dacă e adevărat, poate e ceva film. În fine, îmi pare rău. Vă rog să mă iertați, nu o să mai întâmple. Bun. Polițiști de frontieră din cadrul ITPF Oradea, avere nejustificată de 100.000 de lei. No, acum, nici nu vă citești știrea, vreau numai să vorbim altceva. Deci voi, ca să înțelegeți, pe băieții ăștia care îi verifică pentru avere nejustificată, îi verifică după declarațiile lor de avere. De ce ești obligat la începutul fiecare an să scrie ce avere au? Adică scrie, mon frere, am, nu știu, am o mașină, am un apartament, am o casă, am un teren. Ideea e că nu poate să-i crească averea mai mult cu venitul pe care el teoretic îl are. Acum, n-are rost să fim copii. Voi știți că ăștia fac mii de euro pe zi. Deci nu... Mii de euro fac pe zi. Pe mine mă surprinde altceva. Bă, atâta e așa-s de proști că ei nu sunt stare să calculeze câți bani au făcut și câți bani poate să treacă în declarația de avere. Lui scapă 100 de mii de lei. Deci, el e 20.000 de euro. 20.000 de euro, cumva e o mințit. Adică, el nu a calculat 20.000 de euro. Pentru el, 20.000 de euro e o sumă așa de mică, că el pur și simplu nu-și da seama. E neglijabilă, mă frer. Pentru el, 20.000 de euro sunt după virgulă. Înțelegi ce zic? Deci, el și-a completat declarația de avere și, în loc să treacă cu o sumă, el a trecut cu 20.000 de euro mai mult, deși el nu câștigă atâta bani. Cât poate avea? Hai, 1.000 de euro salariu și poate are mai mult. 1.500 de euro salariu. Un polițist la frontieră, 2000, hai zi, 2000, că are grade, are tot felul de lucruri, 2000 de euro, da? Păi într-un an face 24.000, el în inteligența lui, el a trecut 40.000 și a venit aia și a zis, bă, dar tu n-ai 100.000 de lei, tu? Păi înțelegeți, 100.000 de lei pentru ăștia-s bani de alune, mă, eu vă rog să mă credeți că pentru el cea mai mare umilință e că el e cercetat pentru 100.000 de lei. Care, vă repet, e izban care îi fac în 2-3 zile 100.000 de lei. Deci, e o sumă, deci dai seama că râd colegii de el, mă. Cred că e mai mare, e rușinea biroului, mă. Facă aia mișto de el, mă, pentru 100.000 de lei. E ca și cum am vorbit noi, nu știu, dacă un băiat ar fi anchetat că a pierdut 100 de lei. 100 de lei, zbun. 10 lei.
Și noi am râde de el. Bă, fraiere, pentru 10 lei ai ajuns, că așa e la ei. La ei 100 de mii de lei, cum e la noi 10 lei? Deci înțelegeți voi, atâta minte au. El nu poate să-și completeze declarația aia de avere cum trebuie. Nu poate găsi o soluție să-și bage banii care au furat în știi? Eu am mințit 100 de mii de lei. Eu, repet, fiind o sumă mică pentru el, nici nu cred că l-a interesat. Înțelegeți? Și acum îl verifică, vezi, doamne Ani, îl caută la buzunare, că zice are 100 de mii de lei în plus, mă. Polițistul vizat de Ani lucrează în cadrul sectorului Nădlag. Mă, un frer, unde e cașcavalul, cașcaval? Și zice, ITPF Oradea nu a fost informat oficial până în prezent despre dobândirea calității procesuale de învinuit sau inculpat a polițistului în cauză, în funcție de ce va decide parchetul. Se vor lua măsurile legale de către ITPF Oradea. Deci vezi că l-au dat și afară pentru 20.000 de euro. Totodată, Ani îl bănuiește pe polițist că nu a menționat în declarația de avere faptul că deține și că a vândut unele mașini. În acest sens, agenția a făcut sesizare către parchetul general. Deci, ăia îl bănuiesc. Ăia nici măcar n-au dovezi că el a cumpărat și a vândut mașini pentru că prostul și-a greșit declarația de avere. Ca să înțeleg, atâta de proști, mă. Atâta minte au, mă. Deci nu sunt stare să completeze o declarație de avere mincinoasă, că aia nu o verifică nimeni, mă. Că băieții aia care verifică declarația de avere zic, bă, câți bani a făcut ăsta? N-au știu, v-am zis. 24.000 de euro anul ăsta. Bun, 24.000. Câți bani au trecut în declarația de avere? 23.000. Ah, e ok. Atâta verificare. Deci nu există altceva. Nu vine aia să verifici. Bă, stai un pic. O trecut mai mult, uite, o cumpărat ceva, nu înțelegi? Nu, aia să verifică dacă nu cumva tu declar că ai câștigat mai mulți bani și n-ai cum să câștigi bani, înțelegi? Aici nu e ca în alte țări, că de exemplu, dau un exemplu. La nemți, tu te duci la discotecă și plătești cu cardul 7.000 de euro în seara asta. Înțelegi? Pe tine a doua zi te sui în băieții de la fisc, de la ei. Halo, haideți un pic până la noi, știi? Ați cheltuit aseară 7.000 de euro. De unde aveți atâția bani? Înțelegi ce zic? Adică tu nu poți să ai venit de 1.000 de euro și să cheltuiești 7.000 într-o seară. Bine, hai că poate dacă cheltuiești odată nu se supără nimeni. Știi? Dacă două, trei seri la rând spargi niște bani din ăștia și tu ai 1.000 de euro salar, te cheamă băieții și iau la întrebări. Bă, lucrezi la negru? Ai primit niște bani de undeva? Trebuie să explici. Nu se supără nimeni că nu te iau ca și cum ai fi un infractor. La ei tratamentul e pretenesc. Bă, ce se întâmplă? De unde ai bani? Dacă ai bani, ai moștenit sau ce-o? Mon frer, cheltuiește câți bani vrei, nu se supără nimeni. La noi? Nu, la noi scrii tu câți bani ai câștigat. Și dacă cumva greșești și ești prost, atunci numai să sesizează instituțiile, nu e așa, ale statului român. Stai să văd ce mai zic băieții de la noi de aici. Să vedem ce mai zic băieții și fetele. Așa. Ioan Rogoz zice, păi dacă așa e discuția, am zis. Orion zice, azi discutăm cu cineva că e prima actriță de când mă știu, de care sunt bucuros și sufăr cu plăcere doar să-i frecăm toți pe nebun. Exact, la fel simt și eu. M-a întrebat aici cineva cât îți vine gazul ăsta. Am zis, bă, oricât ar fi. A, asta e, nici nu mă interesează. Că oricât ar fi, eu știu că îi fac rău lui Putin. Vlad Morar zice, excelent. Florin BMW zice, țuică de prun aveți, ce ești genial, șerif, da. Woodshop zice, bă, șerif, da, Florea, ați dat astăzi? Bă, eu n-am dat, vă spun drept, nici n-am ieșit din hală. Îmi pare rău, asta este. Astăzi am avut o zi grea. Octavian zice, polițistul de frontieră care cere reevaluarea sumei vrea să adauge încă două zerouri ca să merite deranjul. Dar să nu mai râdă colegii lui de birou. Așa. Bun, să trecem înapoi la noi, așa. Subiectele zilei. Stai, mă, unde rămân? Unde la mea îi rămăsesem? Așa. Zice așa, șef de birou din Poliția Locală Timișoara, cercetat disciplinar pentru că a bătut un alt polițist în timpul programului. În caz că vă întrebați, poate ați uitat, încerc eu să vă reamintesc, șeful de birou de la Poliția Timișoara, Locală Timișoara, sunt băieții aia care i-au lăsat pe șmecherii de la aur să intre în primăria din Timișoara. Știți când a venit domnul Simion cu gașca lui și a intrat până în biroul primarului și nu i-a oprit nimeni? Băieții ăștia erau, de la Poliția Locală Timișoara. Ei, și s-a luat gură în gură acolo unul din băieții ăștia, șeful de la poliție, cu un subaltern și l-a bătut pe subaltern. Subalternul și-a dus o depus plângere, a luat camerele de la poliție, de la primărie, că s-a întâmplat în primărie discuția, cărățile, și s-a fost dat în judecată.
Și am vrut să vă citesc știrea să vedeți cât jeg, cât, bă, cât mizerie domnește în șeful poliției locale din Timișoara, domnul meu. Și zice așa... Stați așa că nu... Stați așa și nu mișcăți. Așa. Acesta din urmă este cercetat disciplinar, adică șeful, da? Iar la una dintre discuțiile cu cei care îl anchetează, ar fi susținut golănește, susțin sursele Tion, adică Timișoara Online, că a vrut doar să-i testeze abilitățile de autoapărare polițistului pe care l-a bătut. Deci ăștia în poliția locală, ăștia trec așa pe lângă tine și intrat, ha, pș, îți dă cu bastonul cap, trebuie să parezi. Trebuie să știi, cam filmele alea, știi că era băiatul ăla care de obicei îi moare fratele. Mai sunt la care îi moare soția, dar în general îi moare frasul, că vă explic mai, este o jmecherică acolo, că îi moare fratele, el se duce în munți, unde întâlnește un maestru, maestru are o fică. Și după ce l-antrenează maestru, băiatul ăsta o arde pe asta mică al lui maestru, știi? Ori dacă îi murise soția, nu putea să o ardă așa repede, că era de porc, știi? Adică el trebuia să fie în doliu, nu putea să una, două. Dar ca să fie și ceva sexism în film, îi moare frasul. Un merge în munți, îl întrește marele maestru, pac, o arde pe aia mică și pe aia se duce să bate cu băiatul ăla rău. Dar marele maestru, când trece pe lângă el, îi dă cu carățile. Și el, la început, o fură, dar după vreme intră în ritm și devine foarte vigilent, cum ar veni. Așa e și la poliția locală aici în Timișoara. Polițistul ăsta vine noaptea și pac, îi atacă și ei trebuie să apere. Cei nu se apără, nu îi dă calificativ de foarte bine. Le dă din aia cu degete în ochi, cu, știi, lovitura aia cu 3D, paralizează, dă coace aici. Înțelegi, bă, cam filmele aia cu Kung Fu. Deci aia zic. Deci au încercat să, zice, să testeze abilitățile de autoapărare. Asta e, mon frer, suntem departe. Deci vă jur, atâta prostie. București, DNA-l trimite în judecată pe fostul primar al sectorului 1, Daniel Tudorache, pentru trafic de influență și spălare de bani. Domnul Daniel Tudorache e băiatul care fu înainte de doamna Clotid, în caz că nu știați. Domnul Tudorache care a făcut și niște mici jmecherii pe la alegeri acolo, dacă mai țineți minte, au încercat ei să schimbe niște buletine de vot, dar aia nu l-au prins. În schimb zice așa, procurorii au instituit sechestru pe bijuteriile acestuia. Deci nu se referă la organele sexuale, se referă la, efectiv la bijuterii, da? Și ale soției în valoare de aproape 10 milioane de lei. Bă, rodul greu băieții ăștia zic 10 milioane de coco, nu? Așa, ce ziceți voi? Văd că băieții mei de pe Patreon nu mai zic nimic, ceea ce nu e un lucru rău. Înseamnă că, bă, știi? N-au nimic de comentat. Așa. Sau nu mai ies acolo, dar asta e altă discuție. Bun. Alături de fostul edil al sectorului 1, au mai fost trimis în judecată soția acestuia și o persoană fizică. Și un domn, da. Procurorii spun că un apropiat al primarului a cerut și a primit de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului cu o instituție aflată în subordinea primăriei pentru a garanta plata la timp a facturilor și actualizarea tarifelor practicate de firma omului de afaceri. DNA arată că Tudorache se află sub control judiciar pe cauțiune cu valoare de 1 milion de euro. Procurorii îl mai acuză pe Daniel Tudorache că în ianuarie 2008, martie 2019 a beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite, care reprezentau o medie de aproximativ 1000 de euro pe lună. Procurorii arată că pentru a ascunde originea sumelor de bani, Tudorache a procedat la depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și a menajerei în conturi bancare deschise pe nume acestea, în total de 3.255.000 de lei și 231.000 de euro. Vedeți aici arzi. Cât de prost trebuie să fii? Trebuie să fii prost. În momentul în care contul tău depășește 10.000 de euro, el se raportează la organele fiscale, care încep să-l urmărească. Ori dacă tu ești o persoană, vă spun, soția domnului Ciuriburi, depune 3 milioane de lei, 3,2 milioane de lei, da? Deci, bă, un fel bani mulți. 600, 700 de mii de euro, da? Și încă 231 de mii de euro cash. Deci tu depui 800, 900 de mii de euro în bancă. Păi nu te aștepți cineva să te întrebe, bă, tu, mă frate, ce faci? Bine, ei fiind la PSD, vă repet, ei credeau că beneficiază de protecție divină. Că iarăși vă spun, dacă vă uitați un pic și dacă ascultați, întâmplarea se întâmplă între 2008 și 2019. Ăștia sunt numai banii care le-au rămas lor după ce și-au cumpărat mașini, case, bijuterii ce au mai avut ei de cumpărat, le-au mai rămas 800.000 de euro în bancă. Achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sume de 305.000 de lei și 305.000 de euro și 400.000 de euro, să zicem, în total. Sume plătite de asemenea numerar. Deci femeia avea în bancă
800.000 de euro și și-o mai cumpărat proprietăți de 400.000 de euro. Deci au de 1.200.000, femeia care n-avea niciun fel de venit, da? Acordarea unui împrumut de 920.000 de euro în numerarul unei persoane. Încă un milion, da? Achiziționarea prin intermediul fostei soții de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 10 milioane de lei. Deci încă 2 milioane de euro, da? Deci omul a avut 4 milioane acum, în scurcel. 4 milioane de euro la femeie, la fosta lui soție. Ei, normal că se întreabă cineva, mă, frate, de unde e 4 milioane de euro? Că dacă ținea bani la teșcherea, nu mai ducea în străinătate, mai făcea o vrăjală, mai făcea o firmă, mai spăla niște bani. Zic și eu, bun, asta e pentru oameni deștepți. Nu l-a întrebat nimeni, nici lua nimeni la socoteală. Chiar își vă spun, în declarația de avere, el scria că e sărac, că el are 1.000 de euro salar. Nu-l verifică, statul român te verifică. Restituirea în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe numerare, sume de 240.000 de lei, împrumutate de la o persoană prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma și care a fost utilizată în data de 15-a 9 pentru achiziționarea pe numele soției a unui autoturism de lux în valoare de 60.000 de euro. Deci încă 60.000 de euro, doamna, au băgat în, știi, în piață, cum ar veni. Repet, mon frer, nu cred că se așteaptă nimeni să nu fure oamenii ăștia, că nu prea ai cum să-i controlezi. Deci, banii, sumele de bani pe care ei le au pe mână, sunt așa de mari că nu cred că există om care să nu bage, știi? Nu cred, chiar nu cred. Nu cred că există un băiat care e incoruptibil. Refuz să cred asta. Mi-aș dori să fie, poate ar fi un caz, dar nu cred că există, da? Dar chiar și așa, mă, fură, mă, un frer cu cap, fură mai puțin, fură, ia-și tu 1.000.000 de euro, pune-l deoparte să ai de un C3, fura bani, cumperi diamante, mai fura ăla, nu știți, îți ținea tablourile pe-n păreți, altul îngropa bani pe-n cimitir, deci, mă, un frer, nici nu știu ce să facă cu banii oamenii ăștia, îți jur, deci chiar nu știu ce să facă cu banii și sunt așa de proști că fură așa mulți bani, că îi prinde, că dacă fura mai puțin bani și erau mai liniștiți și mai relaxați, nu-i prindea nimeni. Înțelegi? Fur 10 milioane de lei, te prinde și-ți ia pe tot, faci și pușcărică. Fur 1.000.000 de lei, pune la teșcherea, te caută nimeni, nu-ți da nimeni treaba ta, după 5 ani de zile ți-ai valiza, te duci într-o țară din asta mai călduroasă și trăiești acolo cu banii ăștia. Ai 200.000 de euro în buzunar. Știi ce zic? Mon frer, lăcomia și prostia, că asta e. Mai multe puteri pentru SRI și poliție, furnizorii de telefonie, internet și găzduire web, obligat să primească, să permită pe banii lor interceptarea comunicațiilor WhatsApp, Facebook ori Signal. Nu, WhatsApp, Facebook și Signal scapă de legea asta, că vă spun eu că am citit legea, zice așa. Deci, practic, băieții de la SRI, ca să nu mai investească ei în aparatură, că asta s-a întâmplat acum, ei trebuie să investească în aparatură să ne înregistreze, să ne urmărească pe noi, o cumva au reușit și au dat o lege care trebuie să apară în scurt timp și operatorii sunt obligați să facă ei urmărire. Adică ei pot să zică, domnule, vreau să-l urmăresc pe Gaben și atunci operatorul e obligat să-i dă tot ce fac eu pe internet, tot ce vorbesc eu la telefon, tot ce pun eu pe Facebook, tot ce pun pe... Bun. Spoiler la red, Facebook-ul, WhatsApp-ul și Signal-ul, zice așa, au scăpat deocamdată. Din cauza că aici sunt și niște alte considerente, cum să vă spun eu, de ordin legal. Că tu nu poți să te duci la Facebook să-i zici, mă, frate, vreau să urmăresc pe Gabi. Că băieții aia de la Facebook zici, ce? What? Ce? Ce cu glumele astea? Înțelegi? Păi când dacă-ți la Vodafone și ce vreau să urmăresc pe Gabi, zic, da, mă, frate, mâine. Păi acum, sau acum, vreți în seara asta? Înțelegi? Asta e raportul de forțe, că pe ăla de la Facebook nu-și permit să le ia la vrăjeală din asta ieftină, știi? N-au ce să-i facă, pur și simplu n-au ce să-i facă. Nu poți să zică, ah, ți interzicem Facebook, că ăla zice, tu ce mă piși pe tine, 5 Vasile, ia, hai să ne pișăm pe tine, hai aici la noi, sub bloc, știi? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Deci la băieții ăștia n-au ce să le facă. În schimb, îi presează pe băieții care au, cum să vă zic eu, o pârghie împotriva lor. Că la băieții ăștia cu telefonia mobilă, ei au nevoie de licențe. Care licențele se acordă doar dacă băieții sunt ascultători. Dacă cumva un Orange sau un Vodafone sau cine mai operează pe piață acum un Telecom cârgnesc puțin, s-ar putea la următoarea prelungire de licență să se întâmple niște lucruri. Și atunci băieții preferă să fie mai obedienți cum ar veni. Dar la restul băieților la Instagram, Facebook, ăștia, n-au ce să le facă. Ideea e, ca să înțelegeți de acum, o să fiți mai, zice așa, Senatul a adoptat miercuri în calitate de cameră decizională proiectul de lege care transpune în legislație codul european al comunicațiilor, un act esențial pentru demararea, ok, nu-i interesează. Asistăm la o extindere a interceptărilor din codul de procedură penală și a legii SRI făcute pe șest, fără argumente și fără dorința de a dezbate.
este o extindere a furnizorilor care au aceste obligații, a acțiunilor pe care trebuie să le facă și a datelor pe care trebuie să le pună la dispoziție. În caz că nu știați, vă spun eu acum, vă dau eu lovitura crâncenă, să știți că toți operatorii de telefonie mobilă sunt obligați să țină toate convorbirile audio, tot traficul de internet pe care îl faci și toate mesajele pe care le schimbi pe telefonul tău. Nu știu dacă pe Facebook și pe Insta, aici nu știu, că aici este o discuție și aici. Trebuie să le țină 6 luni și trebuie să le poată prezenta în caz de unul din organele statului le solicită, trebuie să le prezinte frumos statului pe stick, cum ar veni. Știi? Deci așa funcționează în statul român. Acum văd că vor mai multe drepturi. Pe mine personal nu mă deranjează, că vă repet, eu n-am nimic de ascuns. N-am niciun fel de probleme în genul ăsta, dar mi se pare un început de abuz. Faptul că SRI-ul vrea mai mult de atâta, mie nu-mi sună bine. Pentru că în felul ăsta, nu știu, pot să fac abuzuri din punct de vedere al unor oameni de afaceri care au secrete, care negociază contracte, care fac, cum să vă zic eu, nu știu, participă la licitații, fac niște șmecherii. Adică nu că ar face ceva ilegal, dar în felul ăsta pot să iei informații efectiv, să nu știu cum să vă zic eu, să intre în viața omului respectiv. Mă repet, în viața mea nu prea au ce, nu fac nimic ilegal. Deci chiar n-am niciun fel de stres din punctul ăsta de vedere. Dar până la urmă, ce să vă zic eu, organele astea care verifică cetățenii ar trebui să stea mai pe șestache așa, ar trebui să-și facă treaba și să verifice cetățenii care încalcă legea și să-i urmărească doar pe ăia. Nu să aibă acces la datele tuturor cetățenilor, că asta nu mi se pare normal. Nu înțeleg de ce ar trebui să aibă acces la datele tuturor cetățenilor, dar asta poate, cine știe, o să ne explice băieții de la PSD, că doar ei se ocupă cu treburile astea. Așa zice Woodshop, cine nu se apără trebuie să o ardă pe sora șefului care e urâtă, fără niciun fel de aranjament, bineînțeles. Alexandru Tănase zice, suntem aici șerif, n-am plecat nicăieri, aședem și ascultăm, mulțumesc. Și Octavian zice, te ascultăm, liniște să nu deranjăm. Nu deranjați, mă, frăr, dimpotrivă. Mă bucur că sunteți aici. O să mai încercăm de acum, o să văd dacă o să-mi ziceți dacă vreți să facem duminică, seara, luni, seara, când vă convine cel mai mult, ca să vă avem aici. Controle în zona Măguri, Răcătău, Beliș, Alac, Alblac, Alblac, bla 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 bla, Alblac, Horea. Mafia lemnului din Apuseni este vizată. Deci nu-i cercetată, nu-i urmărită, e doar vizată. Deci să vizăm niște lucruri. Mafia lemnului din Apuseni a acționat fără milă față de natură și pădure în ultimii 30 de ani. Hectare întregi de pădure căzând sub drujbele celor care au ales această ocupație, de cele mai multe ori practicată ilegal. În 2020, Apuseni Info atrage atenția asupra defrișărilor, bla bla bla. Extrem de multă pădure s-a trăit. Așa. Ieri, senatorul de Cluj, Cristian Bordei, a vorbit în un interviu exclusiv despre mafia lemnului din Apuseni, considerând că poate este cea mai violentă și puternică din România și că este conectată prin multiple legături cu politicieni din vechile partide care conduc România. În urma acestui articol, dar și din cauza unor activități suspecte reclamate de mai mulți cetățeni în ultimele săptămâni ale anului trecut, în martie-aprilie vor fi organizate mai multe controle în zona Măguri, Răcătău, Beliș, Alblac, Horea. Poate cele mai mari din ultimii 10 ani. Deci în martie-aprilie, ăștia s-au luat, mon frer. Deci ăștia s-au mulipsit de la Iohannis. Iohannis are urgență, deci la Iohannis a început războiul și el a zis, ce-i azi? Marți. Păi ne întâlnim săptămâna viitoare, miercuri, ca să stabilim măsurile de urgență că e război. Știi? Așa au făcut și că a venit pandemie, mor oamenii, spline spitale, ce să facem? Păi ce-i azi? Păi e luni. Păi ne vedem vineri că e o situație de urgență. Știi? Deci asta zic și băieții ăștia. Au zis, mon frer, să fură de 20 de ani, ei, iată, o să acționăm și în martie-aprilie, vedem, așa, mai spre final, mai sigur spre final de aprilie, poate început de mai, iunie, hai să zic, maxim iulie, septembrie, nu septembrie, nu că suntem în concediu, octombrie. Hai, deja e frig. Rămâne pe anul viitor, vedem, noi ne descurcăm, bă, venim, îi rupem cu controlele, îi distrugem. Asta zic, nu o să întâmple nimic, mon frer. Ascultați ce vă spune băiatul. O să urmăresc, am închis acum pagina, Răcătău, Alblac, așa, o să urmăresc să vedeți, nu o să întâmple nimic. Vă dau eu un scris acum, dacă vreți. Scriem în aer. Doamne Dumnezeule, cât e de bună berea asta. Domnul Alexandru, să-ți dă Dumnezeu sănătate, mulțumim de bere. În caz că nu știți, domnul Alexandru ne-a trimis bere. Bun, hai să văd ce mai avem aici. Ce să vă dau. Hai să luăm pe internaționale repede. Zice așa, Marea Britanie, polițiștii verifică casele românilor. Hai, ai, 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 ai. Conform legilor imigrației, sute de case luate la asalt, sute de români evacuați.
știți vrăjala aia cu locuri de muncă în UK, cazare și masă asigurată. Și era o casă, știi, închiriată pe numele unui băiat, în care stăteau 23 de români. Problema n-ar fi că stau 23 de români, dar iar vă spun eu din experiența pe care o am eu cu casele în care stau 23 de români, nu că aș fi stat vreodată în una, că nu. Am alte deziderate în viață. Așa, e că românii nu prea țin curățenie, mon frer. Și dacă mergi și până în Germania și vezi în curte peturi de bere, lăzi de bere, ambalaje, pungi, hârtii, așa, multe, aveți foarte mari șanse să fie români. Că românii n-au ei cu aruncatul la gunoi și cu astea nu există. Ce se întâmplă aici, că în zone civilizate, de exemplu, cum iată nu e așa în Anglia, cetățenii reclamă și, iar ce am uitat să vă zic eu, în țările astea civilizate există o normă. Adică într-o cameră de 5 metri pătrați nu poți să stai 7 oameni. La ei există o normă, deci este, nu știu, la atâția metri pătrați poate să stea un om. Chiar și așa când te duci în Germania, de exemplu, și vrei să stai o perioadă mai lungă la cineva și te duci la poliție și declari domiciliu acolo, poliția l-o cheamă pe băiatul ăla care vrei tu să stai și zice, mă, frate, tu câți metri pătrați acolo? Păi am 40 de metri. Și câți sunteți? 3 oameni. Nu se poate. Deci nu se aprobă, nu poți să stai la el, că nu ai suprafață locativă, știi? Trebuie să ai o baie la 3 oameni sau la 2 oameni. Și este o regulă, la nemți. Și la Englishman e la fel. Adică oamenii te obligă să ai un minim de confort. Așa cum obligă patronii să dea un salar minim pe economie, care până la urmă nu e lucru rău, că, cum să vă zic eu, crește un pic valoarea muncii, crește veniturile pe piață, pentru că altfel patronii ar fi, că n-are rost să mințim, mulți patroni ar fi, cum să vă spun eu, tentați să dea salarii mai mici, da? Ca așa e în tenis. Așa e și aici, te obligă să ai un minim de confort. Adică n-ai voie să stai 70 de oameni într-o casă. Ei, asta nu se întâmplă. Și zice așa. Într-una din casele descinse, cu 3 dormitoare, locuiau cel puțin 8 români, 5 bărbați și 3 femei. Potrivit legii, într-o asemenea locuință nu pot sta mai mult de 5 persoane. Ceea ce e exact ce v-am zis eu. Deci 3 dormitoare pot să stea 5 persoane. Da? Niciunul dintre cei români nu aveau cheie, motiv pentru care au fost somat să părăsească în termin de 7 zile. 7 nopți și 7 zile. Okay. Într-o cameră erau 5 saltele, se alată în articolul menționat, iar locatarii pretindeau că stau acolo doar de o noapte. Cei 5 au spus au închiriat camera de la un chiriaș pe nume Constantin, cetățean român, iar ei au mai declarat că 10 dintre ei au ajuns cu microbuzul săptămâna trecută. Deci, un pic, dați așa. Deci, în casa cu 3 dormitoare locuiau 8 români, 5 bărbați și 3 femei. Și ei au declarat așa, că 10 dintre ei au ajuns cu microbuzul săptămâna trecută. La fața locului a fost prezent și un polițist român care a fost și translatorul echipei de control. Îți dai seama ce, în ce moment trece băiatul ăla care e detașat la englez să vorbească cu românii, să se ceartă cu românii. Pentru a-și dovedi eligibilitatea de a rămâne în Marea Britanie, cei controlați trebuie să demonstreze pe parcursul unei luni că au pre-settled status sau settled status, nu știu ce înseamnă asta, în fine, nici mă interesează, sau dețin vize pentru a fi angajați cu forme legale, studenți, persoane autosuficiente, persoane care desfășoară activități independente sau care sunt în căutare de muncă, a declarat unul dintre ofițeri. Niciunul dintre români nu îndeplinea criterii, așa că au primit 28 de zile pentru a-și pune în regulă actele. La o altă casă au fost găsit 12 adulți care locuiau în 3 camere. 2 saltele se aflau în magazina din grădină. Oficiali ai Consiliului din Harrow au percheziționat o locuință din Eggware, în care trăiau mai mulți români. Inspectorii au găsit 23 de oameni înghesuiți în 4 suprapuse și împărțind o singură baie. Așa. Bă, nu mă mai citesc, că n-are rost. E degradant așa, e cumva mi se pare nășpuc că vorbim despre asta, dar până la urmă oamenii acceptă condițiile astea, că încearcă sau speră la o viață mai bună. Trebuie să înțelegeți asta, că oamenii aia nu se duc, majoritatea, 90% dintre ei se duc de nebune, adică o iau de nebune acolo. Dar, nu 90%, 10% o iau de nebun, dar 90% se duc să încerce să strânge niște, să strângă niște bani, să-și facă o viață mai bună, să-și facă o căsuță, să-și cumpere un apartament. Adică, păi aia înțeleg. Bineînțeles că, neavând niciun fel de sprijin, iarăși vă zic că aici poate cumva... Aia nu știu, poate dacă nu cer prea mult, că statul român nu se îngrijește de oameni care au cancer și nu s-ar putea îngriji de oameni care se duc în Anglia la lucru. Dar mă gândesc că ar putea exista un minim de informare, adică să zică, bă, vrei să mergi în Anglia? Da, uite, dacă mergi în Anglia, e un ghid aici.
uite-te despre ce e vorba, uite ce trebuie să știi, uite ce trebuie să nu faci, uite ce poți să faci, știi? Mă gândesc. Da, repet, statul român, deci poate vrem prea mult, aia zic. Au fost furate bijuterii și recuzite în valoare 200.000 de euro de pe platourile de filmare a noului sezon The Crown. Netflix a dezvăluit lipsa obiectelor furate în cazul în care hoții vor încerca să le vândă. Și zice așa, hoții au furat elemente de recuzită de 200.000 de euro, bla, 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 350 de obiecte, inclusiv o replică a unui ou Fabergé, cu ceas prețios, o masă de toaletă, sticlărie de cristal și candelabri din aur și argint. Poliția din South Yorkshire, din apropierea locului unde se filmează noile episoade ale serialului, investigează furtul despre care se știe că a avut loc după ce trei vehicule au fost parte într-un parc de camioane din Meglora. Să nu fie români, adică eu aș putea să sun în vișeu să am, că eu știu niște băieți acolo care pe vremuri făceau springuri din astea, cum zice la noi la țară. Cred că v-am mai povestit eu că era un băiat care mergea cu duba și o lua la unul și parchetul din casă, i-o lua și chiuveta, că l-avea ceva chiuvetă șmecher în baie, și i-o lua și cățelul, mă. Și el ne povestea, acum nu-i de râs, dar eu vă zic că așa s-a întâmplat. El ne povestea că zic, bă, zice, mă mergeam și că eram la mașină și aveam și un cățeluș de ăsta mic, drăguț, așa, care tot venea după mine. Și eu am sunat și pe nevastă mea și zic, tu, ce? Au așa un cățeluș drăguț, ți-l iau? Înțelegi ce vă zic eu? Că oamenii aia, iarăși vă spun, în Franța, în Germania, bă, se rupe lor de borfe și de parchet și de tablou, și n-au niciun stres, nu dau doi bani pe lucrurile astea. Bă, dar să iei cățelul din... Cred că aia a fost cel mai dureros lucru în viața lor. Așa. Rare zice, am stat în Italia, patru familii în patru camere, două boi, bucătăria era comună, român, ucraineni, moldoveni, așa ordine nu am acasă. Ca aici, mai las vasele până de seară, acolo era exclus. Hei! Rareș, asta e excepție, mon frer, dar du-te la românii care lucrează, du-te la românii care lucrează în Franța. Că erau români care lucrau în Franța, îți spun eu că eu am fost pe șantiere, că noi am dus tot felul de lucruri, de mobile și de reclame până în Franța, și de uși și de porți și de tot felul de chestii am produs și noi pentru Franța, și de sticle printate pentru bucătărie, și românii luau șantier și dormeau acolo. Adică ei mergeau și căutau de lucruri, erau băieți ăștia că n-au, ca să înțelegeți acolo, sunt 2-3. Sunt niște băieți care sunt mai șmecheri, care au firmă de construcții și care prin lucrări, care sunt mai în vârf, mai dau și pe la arhitecți, că românii o duc paga și în Franța. Până atunci arhitecții în Franța nu l-au niciun ban. Acum majoritatea arhitecților, dacă îți dau lucrare de construcții, îți cer bani. Și asta de la români învățat. Da, așa e în tenis. Și băiatul ăla avea 10-20 băieți care, nu, rigipsari sau băieți care spărgeau sau demolau sau făceau instalații sau ce făceau ei. Na, ăia n-aveau locuință. Și aia locuiau pe șantier. Avea sac de dormit, mergea pe șantier, făcea rigips până seara la 6, la 7, ieșea la o bere cu băieții, stăteau la băieții, ducea să băga în sacul de dormit, dimineața la 8 să trezea, să spăla pe le visaj și începea lucru. Înțelegi ce zic eu? Și să mutau de pe un șantier pe altul, așa când mai aveau nevoie, mai stăteau într-o mașină, într-o rotă, nu plăteau chirie niciodată. Și o lungeau în așa fel încât să poată să prindă altă lucrare ca să-și mute sacul de dormit, să poată dormi și... A, să zic. Bă, se descurcau românii, da, aia-ți spun, mon frère, n-ai văzut ce era acolo, deci te rog să mă crezi. Veneau francezi, erau frățioare, era ca la circ, deci când intrau francezi în cameră și vedeau pe aia cu sacul de dormit, cu mâncare, cu încălzită pe reșou, cu țigări, cu... A, te durea mintea, haine, papuci, tă, ce era acolo. Zici, bă, te durea mintea. Să te iau francezii, nu le venea să creadă. Le era rușine să le zică ceva, mă. Jur, le era rușine să vedea pe fața francezilor că era rușine. Au. Firmările la serialul de succes Lupin au fost întrerupte, echipamentele au fost furate. În caz că n-ați văzut serialul Lupin, e destul de drăguț așa, să vede că e filmat de Netflix. E happy end, vă dau aici un spoiler alert, e drăguț, dacă aveți nervi să vă uitați, mie mi-a plăcut, e destul de interesant și faină idee, un pic forțat, dar faină, aia zic, e inspirat de cărțile cu Arsène Lupin, în caz că mai țineți minte, care era un detectiv foarte șmecher, un hoț foarte șmecher, ceva, ok, ați înțeles. Și acum să filmează partea a doua, că partea întâi a avut succes, sau mai știu câte serii au fost, dar la un moment dat îl terminaseră, adică practic s-o termina cu bine, mă, nu știu ce se întâmplă. Reînvie erou negativ, ceva, nu știu. Și cetățenii filmau din nou și zice așa, echipa de filmare a seriei a fost atacată cu artificii în timpul filmărilor în cartierul Pablo Picasso din Nanterre, o suburbie din vestul Parisului. Un grup de bărbați cu cagule au atacat echipa de filmare aflată pe setul celor de la sezon.
Așa, atacatorii au avut ca țintă echipamentele aflate pe platourile de filmare. Nimeni nu a fost rănit, dar au fost furate echipamente în valoare de aproape 300.000 de euro. Contactată de AFP, Netflix a confirmat incidentul, a dat asigurări că securitatea echipelor este prioritară și a precizat că speră să poată relua în curând filmările. După ce a cucerit 10 de milioane de abonați, Netflix din întreaga lume, Omar Sy și-a pus pantofii de gentleman tâlhar pentru mult așteptată partea a doua a filmului Lupin. Primul succes made in France a gigantului american și o nouă abordare a eroului scriitor creat în 1905 de scriitorul francez Maurice Leblanc. Maurice Albeață, cum ar veni. Deci ați înțeles cum funcționează la francezi. Au venit cu artificii, l-au dat cu artific în ochișori și l-au furat camerele. La francezi cam așa se fură în ultima vreme. Nu știu dacă mai țineți minte, în Apple Store s-au furat tot așa, așa dintr-o viteză, vreo 3 milioane de euro laptopuri și telefoane. Ca așa în tenis. Nu că s-o țară civilizată ei, deci n-ai mon frère, nu. Așa, Vlad Morar zice la noi aici pe Patreon, și nici alții nu sunt cu mult mai bune, am fost la niște spanioli, aveau într-un bol niște portocale atât de mucegăite, zici că nu era apartamentul lor, ci ceva fabrică de ampicilină. Da, aici, mon frère, există o... Nu o să fiu party pooper acum, adică o să fiu, că n-am. Dar... antibioticele nu se fac din mucegai, știi? Antibioticele se fac dintr-o bacterie și, de fapt, antibioticele sunt modul între care se bat bacteriile între ele, că nu știu dacă ați știut. Bacteriile și-o mai dau în gură, adică bacteriile nu-i ca și avrăjeală, hai că... E ca și noi și Rusia, știi? Ne mai faultăm să mai omoară, adică nu-i ca și cum trăiesc ele în concordanță și în iubire maximă unii cu celălalt, nu. Bacteriile se bat între ele și există o bacterie care a dezvoltat o metodă de apărare care distruge membrana bacteriilor celelalte. Și un băiat care a inventat antibiotice l-a luat și a sintetizat bacteria asta și o folosește să omoare bacteriile rele. Nu știu dacă ați înțeles ce v-am zis eu aici, dar în capul meu sună foarte bine. Deci înțelegeți? Deci noi, practic, ca să omorâm niște bacterii rele, folosim o altă bacterie, știi? Deci noi, practic, avem un angajat. Ne-am băgat bacterie să se bată pentru noi, știi? Asta se întâmplă. Deci noi când luăm antibiotice, luăm de fapt o bacterie care se bate, adică nu știu dacă mai luăm bacteria sau luăm numai arma, numai substanța pe care o produc ele ca să distrugă membrana, citoplasma, știi? Aia nu știu. Deci aia vă zic, dar practic noi am învățat metoda asta de a ne bate cu bacteriile rele de la, din lupta dintre bacterii. Deci noi ne-am uitat cum se luptă, cum se bat boxerii. Ne-am uitat cum să bat bacteriile și am furat, nu-i așa, de la una dintre ele, o metodă de bătaie. Problema e că bacteriile astea pe care noi le tot batem acum, că aici e problema cu antibiotice, au început să se învețe cu bătaia. Au început să le placă. Știi, ca și copilul ăla care i-o găsit părinții sub pat, o revizită din aia cu BDSM și cu bătaie. Și o zis măsa, zice, bă, nu știu dacă e bine să-l batem. Da, aia zic. Zice așa, penicilină, zice domnul Vlad. Păi penicilina, picilină, mă înfer tot o cilină, adică tot o antibiotică. Bun, Danemarca, copilul românilor a ajuns în stare gravă la spital, plasat în un an în plasament. Familia nu-l poate vizita. E cazul renumit deja, sataniștii danezi ne fură copiii noștri sănătoși ca să-i dea în plasament la homosexuali care nu pot avea copii, știi? Asta e retorica a doamnei, în primul rând, și a doamnei Firea. Nu știu, îmi face rău când îi rostez numele, deci mi-e atâta de antipatică femeia, vă jur, deci mi se face grețică. Așa, deci ca să înțelegeți despre ce vorbim aici, statul danez a constatat că copiii erau pur și simplu abuzați, copilul a fost abuzat și atunci au luat decizia să-l îndepărteze de familia care îi făcea rău. Da? Și acum l-au dat în plasament la o altă familie, familia lui nu-l poate vizita. Ceea ce mie mi se pare foarte bine. Bineînțeles, doamna Firea insistă să-l aducă în țărișoară. Că na, asta trebuie să facem, noi trebuie să aducem copii aici să fie bătuți, că așa e tradiția la noi în țărișoară, știi? Trebuie să-i batem, dacă... Știi? I-am învățat acum aici un pic de bătaie, știi? E ruptă din rai. După care transporta pachete din Anglia în România, sechestrată de polițiști și germani, era supraîncărcată. Aici e o altă poveste despre antreprenorii români. Știți că sunt firmele astea care fac transport internațional și eu am beneficiat de serviciile lor nu de mult timp. Mi-au venit niște Adidas din Anglia. În principiu, românii au în sânge asta să nu respecte legea.
Deci, în primul rând, să înțelegeți că ca să transporti pachete în țările astea, îți trebuie o licență de transport. Licența asta de transport presupune că ești o firmă autorizată pe care statul o poate trage la răspundere în caz că dispar pachetele oamenilor. Deci, ca să înțelegeți, asta înseamnă licențiere. Adică să răspundă cineva, da? Nu există asta. Românii vin, încarcă pachetele, să duc. Lucru care, iarăși, zic, cumva l-aș înțelege. Băi, năcăjie, sărăcie și o strânșe la bani de o dubă, mere, noaptea, vine, e oboseală, na, parcă n-ai și licență, îți dai seama, crezi costurile, e complicată discuția. Bă, da, măcar respectă greutatea dubei, mă, că acolo, deci cum să zic eu, e lucru elementar, mă, frate, adică e minim, bă, minim atâta lucru, fă, respectă greutatea dubei, mă. Ei aveau aproape dublu cantitatea, dublu greutatea care era autorizată pe dubă. Vă înțelegeți? Dădea să o rupă. Știi duba aia pe care o cumperi tu după aia și nu are mulți kilometri. Nu, au folosit așa numai pe aici. Știi? Deci, repet, românii au problema asta de a încălca legea. Adică, ok, am înțeles, transporti pachetele alea. Faci bani ilegal, că faci bani practic fără niciun fel de acție, fără nimic. Da? Faci transport de valori, că-s valori acolo, știi? Nu răspunzi, să fură pachetele, să distrug, să nu răspunzi nimic, n-ai nicio treabă, n-ai niciun fel de obligații. Bă, dar măcar nu încărca duba să depășești greutatea legală. Măcar atâta. Bun, eu prins nemții să o confiscă duba, nu știu dacă știți. Ca așa se întâmplă în Germania, dacă faci glumițe din astea, să confiscă duba. Acum, bineînțeles că o să le dai amendă și o să le dai mașina înapoi, dar până la una, până una alta, să confiscă duba. Bun. Mai sar un pic peste știri, că văd că deja am cam lungit-o. E un pic cam lunguță așa emisiunea de astăzi. Da. În Austria, niște polițiști au intervenit de urgență să ajute un camion românesc pentru că acestuia i s-a prinsese becul de stop. Deci, practic, el avea o cisternă. În cisternă, norocul lui sau al cuiva, nu a nostru, dar norocul a făcut că n-avea niciun fel de combustibil în cisternă, i s-a aprins stopul. Bineînțeles, o mașină românească în parametri, avea ITP-ul la zi, ok. Și polițiștii germani, austrieci, au reușit să-l oprească, i-au stins cu extintoarele lor stopul și după aia l-au tras pe dreapta că omul avea cauciucuri uzate. Cât ghinion să și ai, știi? Deci asta zic, el practic n-avea voie să circule în Austria cu cauciucurile alea și nu e așa, polițiștii austrieci au confiscat duba. Un șofer român de tir s-a bătut cu polițiștii pe autostradă în Austria, a rănit 4 și apoi l-au amețit cu spray cu piper. Băiatul era orb de beat, avea o colemie, nu știu, 2 la mie. Jandarmii l-au văzut că merge puțin sinuos așa pe autostradă, l-au oprit. Dânsul avea alcoolemie foarte mare, în momentul în care nemții au vrut să ia cheile de la mașină, cetățeanul a devenit, nu e așa, violent. Românul. Și atunci băieții s-au luat mână de la mână, i-au dat poceală la român, l-au dus la poliție și unde acum o să șadă puțin mai mult, dacă îi să mă întrebați pe mine, că în Austria, dacă lovești un polițist, nu știu, mai bine, nu știu ce poți să faci mai rău de atâta. Deci cred că e maxim. Hai, sunt nu știu ce lucruri care îmi trec prin cap, dar nu aș putea să vi le spun, că cred că închide YouTube-ul, știi, care ar putea fi mai rele decât să bați, să dai într-un polițist în Austria. Deci nu știu ceva mai mult. Și o veste bună, un marinar ucrainean a scufundat parțial în Spania iahtul de lux a unui milionar rus care producea arme pentru trupele lui Putin. Și zice așa, bărbatul D. Taras, de 55 de ani, era inginer, șef pe Lady Anastasia, de aproximativ 10 ani. Proprietarul navei este cetățeanul rus Alexandru Mijeev, care a ocupat funcția de șef al corporației ruse de elicoptere. Așa, bla, 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 nu vă citesc toată știa că e prea lungă, la, 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 la. Și zice așa, marinarul a fost dus duminică în fața unui judecător pe care l-a eliberat, urmând a fi cercetat pentru pagube materiale. Iahtul oligarhului rus a fost scufundat parțial. Lady Anastasia, iahtul de lux care a suferit sâmbătă o tentativă de scufundare, este o navă de agrement cu motor. Lungă de 47 de metri, care a fost construită pe șantierele navale Sensation în 2001. Și renovată în 2010. Yeah. Deci, those crazy Ukrainians. Bun, și decizie fără precedent, Norvegia interzice creșterea două rase de câini. În primul rând zice așa, să interzice. Tribunalul din Oslo a interzis creșterea câinilor din rasele Bulldog englez și Cavalier King Charles Spaniel. Acum, eu vă spun, Bulldog englez l-am mai știut, a doua rasă de câine e băiatul ăsta. Motivația e că la Bulldog englez, din cauza că au fost foarte mult încrucișat și selectat genetic,
are botul mult prea scurt, nu poate să respire și să chinuie, și practic să chinuie. Și ălalt francez, mon frère, și ăla să chinuie, dacă știți, bulldogul ăla francez, ăla e sărac ăla. De nu știu câte zeci de ani, nu se mai adică de zeci de ani, vorbesc prostii și eu. Marea majoritate dintre ei nu se mai reproduc pe cale naturală, trebuie să facă cezariană. Și în seminare e foarte complicată, că nu, deci pe cale naturală nu se mai întâmplă. Deci tot e artificial, deci pur și simplu un animal care practic trăiește against the odds, cum ar veni, adică împotriva naturii. Și atunci, ca să nu-i mai chinuie, statul o... statul norvegian a hotărât că mai bine nu. Știi? Deci să nu. Ca să nu. Și așa că nu o să mai fie. Zice că la ăla, la spaniel, îi craniu mult prea mic și apasă pe creier și îi provoacă niște dureri foarte mari că e. Acum s-ar putea să știe mai mult decât știm noi. Dar în principiu, e pentru prima oară pe planetățică când există, când o autoritate interzice creșterea unei rase de câini, și vorbim aici de câini cu pedigree, da? Deci câini de rasă, cum ar veni, pentru că deja intervenția umană e atât de drastică încât animalul deja începe să sufere. Înțelegeți? Eu sunt adeptul câinilor vagabon, să știți. Dacă ar fi să-mi iau un câine vreodată, în afară de Mickey Wiki, ăsta pe care l-avem noi, care nu l-avem, care a venit la noi, că așa ne l-a dat Dumnezeu, eu mi-aș lua un câine de lup sau ceva în zona aia. Mie aia îmi plac foarte mult. Foarte mult. Bun. Cam atât pentru ziua de astăzi. O să sar un pic peste știri. Mai am niște știri, dar nu... În primul rând vreau să evit știrile despre război. O să vorbim joi despre război dacă vreți. Și o să mai facem, dacă o să mai vreți, și un vineri, un live sau sâmbătă, dacă se mai întâmplă ceva interesant și vreți. Aș vrea să mai scăpăm un pic de război, că bănuiesc că doar de război auziți în ultima vreme. N-aș vrea să vă scârbiți de subiect. Știu că e greu și știu că e foarte multe informații și multe dintre ele sunt dureroase și poate vă provoacă o stare așa nașpa. Dar trebuie să trăim cu asta și trebuie să cumva să extragem din durerea asta acțiunile pe care trebuie să le luăm în continuare ca să fim siguri că nu se mai întâmplă asta. Deci noi, ca și națiune, ca și populația acestei planete, noi trebuie să ne asigurăm că nu o să mai fie război. Noi trebuie să facem tot ce ține de noi și trebuie să luăm toate deciziile și să suportăm toate consecințele acestui fapt. Noi trebuie să interzicem războiul pe planeta asta. Asta trebuie să fie dezideratul nostru pe viitor. Bun, deci aia vă zic, nu vă mai dau cu războiul, că deja cu războiul... un pic prea mult. Bun, și o să vă dau atunci, sărim la știrile mai funny, și după aia o să mergem să ne culcăm. Bine, am mai multe știri funny, că s-o adunat pe 2 săptămâni, am vedea și cât de funny. Bun, vă prezentăm în primul rând armata română, dârză și bravă, ca să vedeți, știți că era întrebarea aia cu ce facem noi dacă vin rușii. Asta facem noi dacă vin rușii, uitați-vă la ei, deci ăștia sunt două transportoare, nu mă pricep, ceva... mașini din astea care cară soldați, da? Ăștia sunt băieți, uitați-vă la ei. Deci, uite, ăsta e nivelul, mon frère. Deci, ăștia pe drum drept, singuri, în intersecții, se lovesc ei între ei. Deci noi pe ăștia trebuie să ne bazăm noi în caz că ne atacă rușii. Deci, pe noi, dacă ne atacă rușii, noi cred că o să ne omorâm între noi. Noi cumva o să se întâmple ceva și când o să vină rușii, nu o să mai fie nimic și țara demolată complet. Deci, cred că nu o să tragă un foc. Bla, 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 muie Putin. Aia zic. Na, că am zis-o. Bun. Vă dau acum, că tot e 8 martie, asta e pentru doamne și domnișoare, vă dau un băiat să vă arăt cum se face când vii la iubi bubea ta cu cadouri, da? Deci, luați aminte. Ce nu vedeți voi aici și vă pregătesc eu din start, e că băiatul ăsta are un balon pe care îl ține, să vede, dacă vă uitați foarte atent, un firicel. Ei, now watch this. A mea uită de balon, da? Hai. Balonul s-a spărsă, nu știu dacă ați observat. Balonul s-a ciufulit. Hop. Vezi de balonul mic asta. Balonul e gata. Uite, i-a uzat moral. Uite cum arată. Asta zic și prăjiturile. Jesus, man. Ne mai uităm o dată.
câte failuri dintr-una, uite, ha, pop, balonul. No. Ok, deci 6, florile acum, acum florile, hop, hop, hop. No. Balonul, balonul zob și prăjiturile, asta zic, am văzut, da. Deci pe băieți ăștia vă bazați voi acum, ha? De 8 martie, ăștia-s băieții pe care vă bazați voi, să nu vă mai bazați, bun? Mai avem aici un, nu știu dacă știți, este concursul ăla de tractor pulling, fără să fie nimic vulgar în această expresie. Deci niște băieți care trag cu tractoarele niște chestii foarte grele. Există proba și în India. N-au acedeisă. Deci aici îi dă, îi dă a doua, a doua nu, îi dă a treia. Asta zic. Și să... să mai vedem o dată că e foarte drăguț. Deci, practic, mămică, să rupe... Ia uite aici. Bine, ce nu vedeți voi, nu știu dacă sunteți atenți, mai este un băiat care îl trage cu un vinci. Deci nu s-a rupt tractorul așa de nebun, știi? Deci cineva o zis, stai mămică că te ajut eu. Și când v-am povestit eu la culada Niva, care a zis că scoate el tractorul, că scoate el un camion din șanț. Știi? Exact și băiatul ăsta. A, asta zic. Bun. Foarte drăguț. Bun, o să vă prezint în continuare divizia de transport obiecte lungi. Ei, fără sunet, fără sunet, mon frère. Hai, fără sunet, hai, te rog, asta. Bun, băieții aici și now watch this. Îmi cer scuze pentru emoticoane, nu știu cine căcat le pune așa, dar ia uite aici la băieții ăștia. Așa se face, mămică, treburile. Deci cred că chestia are vă 12 metri așa, dacă îi să mă întrebați pe mine. Și vreau să vă spun că mi se pare că oamenii, deci oamenii chiar se descurcă la modul, uite-te la ei. Deci se descurcă la modul mega șmecher. Practic nici nu cred că-s la prima livrare. Deci, înțelegi ce zic aici? Nu știu în ce țară se întâmplă acțiunea, că n-am apucat să mă uit, dar, man, oamenii ăia de lăudat, zic. Așa, o știre foarte bună din Ucraina. Am zis că nu vă dau din război, dar vă dau așa din cum să vă zic eu, cu mantă, cum ar veni. Și o știre preluată de la domnul Dan Alexe. Eu sunt mare fan, să știți, în caz că nu-l urmăriți, vă sfătuiesc să-l urmăriți. Și zice așa, după statuile lui Lenin transformate prin chirurgie estetică în Darth Vader, tot mai multe localități din Ucraina își rebotizează inevitabil la stradă Lenin, în strada Lennon. Harkov a fost prima localitate în care s-a luat această inițiativă, dar mai recent chiar și satele fac asta, în special în partea de vest a Ucrainei, ulița Lennon va înlocui rapid fostele ulițe Lenin. Uite o țară care... în care puterile locale au grijă să nu confuzeze prea mult populația și poștașii. Și să prezint o poză cu, nu-i așa, Mr. Lennon. Foarte tare ideea, în primul rând, că nu se schimbă foarte tare numele, știi? Nu-i confuzezi pe cetățeni. Și foarte faină ideea că să pișe, practic, pe Lenin. Adică, deci de acolo am plecat. Bun? O să vă mai prezint un băiat care, iarăși vă zic ăsta, din punctul meu de vedere... Știți ce am observat, mă? Este la Facebook acum, a apărut o iconiță mică aici. Ia uite aici, stați așa. Mi-a apărut o iconiță aici și poți la băiețul să-i dai un premiu. Și premii sunt așa. Pertinent, inspirator, informativ, distractiv, relevant și atitudine pozitivă. Poți să dau 7 premii din astea, nu știu, pe lună? Nu știu exact. Dai să vedem. Informativ. Nu trimit, cam mă 7, nu risipesc așa, știi? Bine, bănuiesc că pe asta s-o băza și ei. Deci pot să-i dau un premiu la băiatul ăsta. Nu știu, nu primi premiu până acum. Dar mi se pare foarte tare. V-a apărut asta? Că n-am mai văzut la nimeni. Bine, nu cred că sunt eu special. Dar zic așa. Bun, deci haideți să vedeți ce a făcut băiatul ăsta, că mi se pare absolut gorgeous. Deci băiatul ăsta e Lord of the Rings și o cumpăra canapea. Și nu putea să o bage în casă și și-a făcut o gaură în părete, my friend. Uite aici. Acum, de ce nu putea să bage el canapea în casă? Chiar nu înțeleg. A, nu-i canapea, mă, cred că e televizor, mă. Nu-i televizorul ăsta. Pare cutie de carton de televizor, a? Scrie ceva pe el aici, nu știu, îmi dau seama, mă, frate, ce se întâmplează aici. Bă, nu știu ce îi. Deci, poate fi televizor sau canapea, nu știu, ceva una din astea două. Ideea îi, indiferent ce ar fi, îi că omul și-a făcut o gaură în părți și l-a băgat acolo. Ceea ce mi se pare, iar vă spun, foarte inovativ. Bun. Vă mai prezint un indicator din Ucraina. Iar am zis că nu vă dau de război, dar ăsta e funny. V-am zis că sunt foarte tari ucrainii la fazele astea. Știți că discutasem, cred că și în emisiunea trecută, că ucrainienii scot indicatoarele rutiere ca să-i confuzeze pe atacatorii ruși.
Ceea ce nu e o chestie nouă, exact așa pregăteau englezii Marea Britanie de invazie când în al doilea război mondial, când s-așteptau să invadeze nemții. Și tot asta făceau. Și scoteau și schimbau indicatoarele rutiere să-i confuzeze pe oameni. Ei, ucrainienii au făcut mai mult, au șters toate plăcuțele indicatoare și pe fiecare direcție au scris Haga, făcând referire la procesul care se derulează acum la Tribunalul Internațional de la Haga pentru crime de război. Ceea ce, iarăși vă spun, e foarte drăguț. Abia aștept să se încheie. Avocatul Rusiei astăzi și-o prezentat demisia. Au refuzat să reprezinte țara pentru că au zis că el nu poate să apere o țară care... El nu poate să spună că un om nu că o țară nu face crime de război când țara aia face crime de război. Deci omul pur și simplu nu mai rezista psihic. Bun, vezi, facem ceva ce tot la război ajungem. Vă prezint o doamnă într-o benzinărie, nu știu de unde e. A venit domnul să-și bage un pic de benzină în tractor și a zis, doamnă, stați un pic să vă fac și părul. Deci uitați-vă aici cum îi dă la cușetul de benzină, de motorină în cap. Deci vă puteți imagina așa ceva? Uite-te la ea, uite-te mă mic, uite-te la ea. Deci o da cu motorina în freză, mă. Deci uite. Bă, un lucru e sigur, nu mai face păduc omul. Că pe vremuri, nu știu dacă știți, la păduc să dea petrol. În general, animalele nu prea trăiesc în petrol. Nu știu dacă știți. Tot petrol se pune și când roiau albinele. Se puneau cârpă muiată în petrol și albinele nu ieșeau, mureau. Bun, hai că mai avem un piticuț. Un piticuț. Stați așa, m-am uitat să văd dacă nu mai scris patronii mei ceva, dar văd că nu. Acum, tot o să zic că mă ascultă, nu mă ascultă niciunul, ok. Asta e cu totul și tot o altă discuție. Bun, și o să vă arătăm cum a plecat, cum a evadat o salvare. Deci, iată, aici sunt niște băieți care cară niște salvări, care merge pe drumurile, ia uite aici, și una dintre salvări zice, fuck it, am țâșnit, am tulit-o de aici. Și evadează singurică, uite, pac, 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 și se duce în legea ei. Ce mi se pare foarte tare, că băiatul ăla care căra salvările nu și-o dat seama. Adică, practic, o să fie depășit de o salvare și o să zică, uite, mă, mic, o salvare ca așa noastră, știi? Iată salvarea noastră. Sună bine asta, nu? Hei, uite, salvarea noastră. Ne depășește salvarea noastră, nu știu asta dacă e chiar așa de bine. Ok, bun. Hai că nu mai avem multe. Biu. Stați așa. O să vă arăt un băiat care face Need for Speed pe drumurile reale. M-am uitat atent să fiu sigur că nu-i ca și la Antena 3 scenă dintr-un joc. Deci un băiat cu mașina care vine în viteză, pe mijlocul drumului un băiat care stă acolo și uitați-vă aici. Well, nu știu dacă nu-i chiar bine aici. Ce se întâmplă aici? Nu știu dacă... Știi? Hai aici. Hop. Pac, nisip un pic, fup. Hup. Da. Asta nu cred că s-o termina bine. Bun. Bun, mai avem două. Asta e mai slăbuț așa. Mai dă așa. Vine un băiat, ia uitați-vă aici. În partea dreaptă avem niște băieți. Pușcărie, gang, așa ceva. Gang related, cum ar veni. Un pic așa scary, dacă ziți așa la ei. Și un băiat care se așează și el. Ia uite-te aici. Tackle-ul ăsta cred că merge cu sunet, ăsta chiar drăguț cu sunet. Stați așa să oprim muzica ăla, cred că are sunet. Ia uite aici. Ola. Peace, man. Oh, și-a făcut un ursuleț, bebeleț, ce drăguț. Asta zic, bun, gata. Și ultimul pe ziua de astăzi, mon frère. Asta e Faith in Humanity Restored, mon frère. Sunt niște băieți care sunt preocupați să ajute animalele sălbatice. Eu v-am mai arătat filmul din când în când că pe mine mă pasionează, adică nu că mă pasionează, mă impresionează gesturile astea, vă jur. Mi se pare fantastic că sunt oameni care găsesc timp și resurse și nervi să facă lucrurile astea, mon frère. Deci mi se pare incredibil de drăguț. Hey, haideți să vedeți despre ce e vorba. Now watch this. Cred că și ăsta cu un pic de sunet. Ia uitați-vă aici. Ce de căca dacă îi să mă întrebați? Măi, e o mizerie. Bă, dar faptul că sunt oameni care-și, nu știu cum să vă zic eu, își fură, își iau din timpul lor, mă. Își,
că nu irosesc, că nu poți zice că își irosesc timpul. Bă, își cheltuie timpul salvând niște animale care pe termen scurt nu le aduc niciun beneficiu. Că ce ajută pe ăla că foca aia nu mai are cauciucul ăla în cap? Înțelegi? Deci pe mine lucrurile astea mă impresionează la maxim, mă frere. Deci eu, nu știu, repet, eu... Mi se pare impresionant, ok, ați înțeles. Bun, cam atât pentru ziua de astăzi. Vă reamintesc că avem hanorac ce... Bineînțeles, condiția să cumpărați un hanorac de la noi, să plătiți costul lui și să donați niște bani. Avem, donăm bani la două fundații, una la Adi Hădean și una la Crucea Malteză. Acum, una dintre voi care vreți voi, nu vă obligăm la niciuna. Donația minimă e 20 de lei. Hanoracele le găsiți pe Apt Cadou, o să fie un link și la sfârșitul clipului. Vă mulțumesc foarte mult, ne vedem joi! Și vă mulțumesc că sunteți aici, mai ales cetățenilor de pe Patreon. Și Utshop zice, neața, șerif, nafta. Nafta, șerif, nafta. Asta zice de petrol. Așa. Orion zice, noapte bună, comisare, te salutăm. Utshop zice, noapte bună tuturor, long live Ucraina. Utshop zice, a, și Puie Mutin. Puie Mutin. Slava Ucrainii vă doresc, cetățeni, încă o dată. Uitați-vă atent la Ucraina, avem foarte multe de învățat din ce se întâmplă acolo. Și despre ce nu trebuie să facem, adică, vă repet, noi trebuie să cumva să eradicăm războiul din viața noastră pe viitorul planetei. Și doi la mână, modul în care oamenii au o înțeles și o ales să-și apere țară. Care, iarăși vă spun, o lecție pentru toată planeta asta. Bogdan Ionescu, ce noapte bună, șerif. Cetățeni, mai ales cetățenii pe Patreon, că ei pot să scrie aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot și ne vedem, nu-i așa, joi. Vă mulțumesc tare mult. Seară faină să aveți. M-am făcut negru. De supărare, mă, ok. Pa!